Dumnezeu vorbește cum vrea El. Mă aflam în orașul ce salută îmbrățișarea celor două râuri ale Someșului, unul venind dinspre Beclean, iar celălalt de pe malurile munților Apuseni prin Cluj, iar apele lor se întâlnesc ca două surori la Dej. Atunci s-a construit combinatul de celuloză și hârtie și alte prelucrări ale lemnului. Construcția se ridica cu sprijinul specialiștilor francezi. După ce s-a împrietenit cu cei de la Vamă, un francez a adus un transport de Biblii mari care nu erau destinate comercializării. Francezul a luat legătură cu un frate maghiar, căci și el era dintr-o familie de maghiari care se refugiase cândva în Franța și cunoștea limba maghiară. I-a dat 400 de Biblii și i-a mai spus să nu vândă niciuna, căci cei ce au bani vor găsi ei, dar acestea sunt pentru cei ce nu au bani și care nu au cum să-și procure o Biblie. Venind acum dinspre Nepos, eu cu mai mulți frați, cu Talpoș Grigore, cu ciobanul Sandu, cu sânducul de la Bistrița și încă câțiva, ne-am oprit cu toți într-o bisericuță mai mică. Vroiam să le facem o bucurie acestor frați. A urmat serviciu și fiecare din cei veniți vorbeau care mai de care cu har și cu putere de la Domnul. Ne minunam cu toți de harul dat în vestirea cuvântului. Apoi ei au plecat toți la Bistrița, că aveau tren la ora 10 seara. Eu am rămas, iar frații m-au întrebat dacă eu pot vorbi din cuvântul Domnului. Am răspuns afirmativ, dar foarte moale. Așa mi era inima în acele momente. După plecarea fraților, am început a simți o povară în duhul meu. Mă tot uitam la ceas, căci la 12 trebuia și eu să plec și să-mi scot bilet la acceleratul de Suceava Timișoara, cu care trebuia să plec în jur de ora 1 noaptea până la Vințul de Jos. După ce s-a mai cântat o cântare, m-au poftit să iau cuvântul. Nu eram cunoscut și nici nu cunoșteam pe nimeni în aceea biserică. Am trecut la masă, m-am rugat și m-am ridicat în picioare în fața poporului, dar nici o licărire de har și nici o îndemnare, nici un cuvânt nu am avut pe limbă. Au stat și ei și se uitau la mine. Eu mă uitam la ei. Până ce a început să ne ispitească râsul. Atunci a venit o frază scurtă. Așa e omul. Apoi alt interval fără niciun cuvânt. A venit a doua frază. Vrea să câștige bani, dar care a urmat un alt timp mort ca cele de mai înainte. Aceste perioade de tăcere nu erau numai de un minut sau două, ci destul de lungi. A venit a treia frază. Când vede că sunt prea mulți bani, alt timp mort. Urmează altă frază. Se gândește să cumpere o motoretă. Cu ea va merge în lucrul Domnului. Mă prinse o ispită. Doamne, nu cumva sunt lepădat. Cum pe cei de mai înainte i-ai însoțit cu așa cuvinte bogate și eu trag de moarte aici după amvon. Atunci a venit altă frază. Păcatul nu-l lasă să doarmă, căci i-au rămas totuși prea mulți bani care îi apasă greu cugetul. Oamenii din adunare, în intervalurile acestea, își dădeau cote, făceau cu ochii semne. Îi vedeam și eu bine, dar nu aveam ce face. A mai venit o frază. Voi lua o mașină de lemne pentru foc, că doar și frații aici vin la iarnă și se vor încălzi și ei.
De data aceasta și după această frază, nimeni nu mai râdea și se uitau unii, desigur care știau ceva, foarte acri la mine. A urmat o altă frază. Eu eram fără nicio putere spirituală, fără ceva în gând sau în minte. Mi se părea cu adevărat că sunt părăsit. Și iată și ultima frază, după o pauză foarte lungă. Fără să știe că atunci când va crăpa lemnele, o așchie dintr-un lemn poate să sară și să-i scoată un ochi nevestei lui. Și gata! La ultimele cuvinte pe care le-am rostit, au sărit pe mine ca leii vreo 6 bărbați. Erau cei din comitet care știau ei ce știau. 3 au venit în dreapta amvonului și ceilalți 3 pe partea cealaltă. M-au prins de mâini și au început să tragă de mine, care mai de care, în dreapta și în stânga. De mâna dreaptă trăgea și conducătorul lor de adunare cu alți 2. Au reușit să mă tragă. În timpul acesta strigau: dă-te jos, vagabondule, ticălosule, șarlatanule, mincinosule. Toți ceilalți din adunare au fugit cu grămada pe ușa afară, că așa ceva nu le-a mai fost dat să audă sau să vadă în sfântul lor lăcaș de închinare. M-au tras cu mânie și m-au obligat să stau jos, ispindu-mă cu furie pe o laviță de lemn cât palma de lată. Nu aveau scaune, erau săraci, vieță franță. Am început să mă întrebe toți deodată o mulțime de întrebări din toate domeniile, mai ceva ca la securitate. De unde vii? Cine te-a dus la noi? După ce ai venit? Cu cine ai venit pe tren? Cine ți-a povestit despre situația noastră? Și așa mai departe. Consideram că nu e bine să le răspund. Și ei se luptau în răsputeri să capete un răspuns de la mine. Probabil că ar fi urmat pasul al doilea, dacă nu venea femeia conducătorului adunării din nou în casă. Aceasta, când a venit cu un chip și o vorbă de femeie sfântă și evlavioasă, cu lacrimi pe obraz, s-a rugat de soțul ei să mă lasă în pace. A spus că poate sunt un proroc al Domnului. Ce zici tu? E scrocul acesta, e proroc al Domnului. În final îl convinse. După o vreme, a ieșit cu nevastă sa afară și a venit imediat înapoi, zâmbind și îmi făcu o propunere să mă rog cu ei, spunând: ce zici? După toate câte s-au întâmplat, ai putea să te rogi cu noi? Avem o persoană bolnavă. Să vedem ce va răspunde Domnul. Ce zici? Poți să te rogi cu noi? Eu am răspuns: da, eu pot. Numai voi să-l puteți. În tot timpul de cum s-au ridicat ei de pe bănci ca să mă tragă jos de la amvon, și până în acel moment, când mă solicitau să mă rog cu ei, chipul meu, ochii și toată ființa mea erau scăldate într-o bucurie cum nu am mai întâlnit. Ne-am aplecat la rugăciune pe genunchi și acum aveam alt proces în mintea mea. Cum să mai lucrez cu darul vorbirii în alte limbi sau cu cel al prorociei, dacă ei așa josnic m-au privit și așa urât au vorbit la adresa mea? Nu-i bine să nu-i fac să hulească pe Duhul Sfânt. Puterea cobora în reprize, fiorii Duhului Sfânt mișcau ființa mea, dar și pe a lor. Cum eu nu vroiam să lucrez cu darurile Duhului în aceea stare,
am fost deodată strâns ca într-o minghină puternică și am strigat foarte tare în mijlocul lor, aproape fără voia mea, de toți au amuțit. Striga acum darul descoperirii. O, sufletul pentru care vă rugați prea aproape de voi, nu-i cineva de departe, ci e fiul vostru ieșit din trupul vostru și care este handicapat. Când au auzit ei descoperirea Duhului Sfânt, au plâns mult și cu lacrimi amare, cerându-și iertare pentru ce au gândit și mai ales pentru ce au făcut, cât și pentru modul în care s-au comportat în casa Domnului. Frați sfinți, să nu uitați că Dumnezeu vorbește când vrea și cum vrea El. Câteodată vorbește așa de cu har, altădată vorbește de orice ochi poate să plângă. În cazul de față a vorbit în așa fel încât nimeni nu a putut măcar concepe că vorbește El, Domnul, și totuși Domnul a vorbit. Preamărit să fie Dumnezeu care face ce vrea. Iacobeni de lângă frata. Cum zilnic, atunci ca și acum, sunt solicitat. Odată am fost chemat de frață din Iacobeni, de lângă frata, pe câmpie. Sosând acolo, au trimis copiii fraților prin sat și au adunat foarte mulți oameni la ascultarea cuvântului. Oamenii erau curioși să mă cunoască, așa că au venit mulți de toate convingerile ce existau în satul lor, creștini după Evanghelie, baptiști, adventiști de ziua șaptea, mă rog, ortodoxi și penticostalii care erau, și ăia erau, pare mi se, împărțiți în două grupări. Predica a fost rostită sub puterea Duhului și toți au ascultat cu mare interes. În timpul predicii am observat bucuria pe fațele tuturora. Fapt aceasta m-a atras într-o ispită neașteptată. Gândul meu slab imediat a fost sensibilizat de faptul ascultării celor prezenți și mi-a venit o idee. Vezi cum te ascultă? Îndată am simțit, cum mi se părea mie, că piciorul stâng, mâna stângă și partea stângă a trupului și a capului se umflă, cresc. Mi-am dat seama că se află în acțiune un duc de mândrie. Imediat m-am oprit din predică și am mărturisit ca pe un mare păcat, solicitând pe cei prezenți să se roage pentru mine. Mult timp am simțit ca o pată pe cujet și m-am rugat mult până ce am scăpat de apăsarea aceasta. După rugăciunea bisericii, am început din nou predica, dar nu a mai fost ca și cea dinainte. Toate pățaniile prin care am trecut au fost adevărate examene pe care le dădeam și pe care nu le uitam și nu le uit nici azi și niciodată. Așa a făcut Duhul Sfânt mereu școală cu mine, fiindcă eu nu am fost învățat sau educat de niciun om. Majoritatea mă împingeau, mă loveau cu vorbe, mă îndepărtau, nu mă mângăiau, dar Domnul mă înștiința totdeauna, mă mângâia totdeauna, ori de câte ori eram lovit și apăsat. Slăvit să fie Domnul! La biserică în Timișoara, o povestire de la medicul Mircea Voloșem. Era în vremea studenției. Obișnuiam să merg cu
colegii mei de la Facultatea de Medicină Veterinară la biserica de pe strada Romulus, numărul 54. În seara aceea am ajuns cu ceva mai devreme la biserică. Coloarul din stânga era locul meu preferat. Îmi plăcea să stau în picioare, puteam să fiu mai atent. În același timp, arătam și respect pentru cei mai în vârstă. De data aceea însă, am hotărât să mă așez lângă o persoană care părea că nu face parte din biserică. Omul părea la vreo 50 de ani, avea fața distinsă, părul înspicat și purta ochelari cu ramă aurie. L-am întrebat de unde este și el mi-a răspuns că este din Timișoara și că este pentru prima dată la pocăiță penticostală. M-am bucurat de îndemnul de a sta lângă el și doream din tot sufletul meu să plece din biserică cu o imagine pozitivă. Programul a început să decurgă așa de frumos și de bine, parcă chiar după cum doream eu. Domnul de lângă mine m-a întrebat despre fiecare persoană care cânta sau recita sau despre cei care predicau. Ăsta cine e? Răspundeam cu plăcere, fără a ezita să menționez profesia și pregătirea intelectuală. Eram bucuros că puteam să-i arăt că nici la noi nu sunt numai știu eu, ci o mulțime de oameni pregătiți. El părea foarte impresionat de tot ce se întâmpla. Savura cu plăcere cântarea și predica. Ultimul predicator a fost un frate de la biserica din frate Elea. Era țăgan, dar predica cu multă dăruire și fraților le plăcea felul în care el predica. Atunci a predicat despre o soră care avea o cămară plină de bunătăți, dar care nu știa să împărtășească cu frații. Când am fost întrebat, acesta cine e? Am răspuns scurt, numai de unde este, iar el a spus că înțelege. Cele trei ore au trecut repede. Eu eram fericit că totul a fost după așteptările mele, că totul a fost perfect. În final, pastorul Codreanu a cerut unei fete să spună rugăciunea de încheiere. La un moment dat, ea a început să vorbească în alte limbi. A continuat să se roage în limbi pentru câteva minute. Am simțit că tot ce s-a făcut în acel program este ruinat. Mă întrebam, cum este posibil ca o fată cu școală să facă o așa gafă, adică să se roage de lung în limbi în prezența atâtor oameni care ne vizitează? Ce o să creadă Domnul de lângă mine? Ce să-i răspund dacă mă întreabă ceva? După rugăciune, la întrebarea, cine este domnișoara care s-a rugat? Am răspuns evaziv în câteva cuvinte. El m-a întrebat apoi dacă tânăra cunoaște limbi străine. Felul cum a pus întrebarea mi-a dat de gândit că ceva s-a întâmplat cu el și am spus că nu știu, dar dacă vrea poate să-i răspundă păstorul. De fapt, voiam oarecum să îl cunoască pe Codreanu. El a acceptat. L-am introdus la Codreanu, spunându-i că acest om are o întrebare referitoare la tânăra care s-a rugat. Niciodată n-am întâlnit un om ca el și știam că o să-i dau pe mâini bune. Spune, drăguțule, i se adresă Codreanu cu un zâmbet larg și cu brațele deschise prinzându-l de umeri. Ce limbi străine cunoaște fata aceasta care s-a rugat? Repetă omul într-un mod respectuos. S-o întrebăm pe ea, răspunsă Codreanu imediat. Domnule pastor, interveni el, nu este nevoie, dar vreau să spun că eu sunt profesor la universitate, sunt specialist
în limbi moarte, limbi care au dispărut. Când ea s-a rugat, mi-a vorbit mie personal într-o limbă care s-a vorbit în Italia înainte de întemeierea Romei. Suntem doar câțiva specialiști în această limbă și chiar dacă ea ar cunoaște limba aceasta, eu știu că aici este Dumnezeu, întrucât ea mi-a spus lucruri intime pe care nu le știe nici măcar soția mea. Eram năucit de mărturisirea lui și l-am lăsat cu Codreanu. Am plecat spre cămin gândindu-mă cât de ciudate sunt căile Domnului. Și ragul acestor întâmplări ar putea continua și îi mulțumesc fratelui Mircea Voloșen pentru cele povestite mie personal când l-am vizitat la spitalul din Dallas, Texas, USA. Pe scurt, despre familia socrilor mei. Mama socră era din familia Morar din satul Laz, județul Alba. Tata socrul, Zaharia, era din Sebeșel, din familia Zemora. Fratele lui era unul din chiaburii satului. Când avea 12 ani, Genoveva a avut un vis interesant. Se făcea că valea care trecea sălbatică pe la ei, prin satul Laz, în visul ei, era betonată și pe marginile ei, de o parte și de alta, erau plantați nuci. Pe sub nuci erau făcute bănci și oameni îmbrăcați în alb ședeau pe aceste bănci la umbra nucilor. Totul era o sărbătoare. Nuci aveau grosimea tulpinilor, așa că nu-i puteai cuprinde în brațe. Foarte groși. Foarte mirată ea, ca și copilă, a ieșit și a întrebat pe bătrânii care ședeau pe bănci sub nuci. Ce se întâmplă și ce sărbătoresc ei? Când au betonat valea așa frumos? Răspunsul a fost că acum este împărăția de 1000 de ani și că totul e în sărbătoare. La deșteptare a povestit visul și mereu în viață îl spunea la toți. La această oră, valea este betonată și sunt nuci cu tulpini groase. Sub nuci sunt bănci. Toți trebuie să recunoaștem și după acest semn că împărăția Domnului e foarte aproape. La timpul potrivit, cei doi, Zaharia cu Genoveva, s-au căsătorit. Zaharia era mândru de nevasta lui, care era distracția satului, în special cu ocazia sărbătorilor și a diferitelor petreceri. Era cea mai pricepută în a juca piese de stradă, păcălind pe toți, până și pe popa satului, de Alexandru Coman. Bătrânul o asculta și era drag. Ea se îmbrăca câteodată bărbat, făcea piese adevărate de stradă. În altă ordine de idei, era foarte religioasă și nu lipsa niciodată de la biserică. Odată a fost un moment foarte urât, când din dorință de întâietate, oamenii din Biserica Ortodoxă s-au apucat de ceartă. În timpul liturghiei au ajuns chiar la o bătaie grozavă. Tot pe aceea vreme la Sebeșalba era mare ceartă între enoriaș și preot. Episcopul, venind să-i împace și luând apărarea preotului, a fost bătut cu ouă clocite în altar. Genoveva, care citea multe cărți religioase, a spus în sinea ei și mai pe urmă public: aceasta nu mai poate fi o biserică și eu de azi înainte nu mai merg la această biserică. Întâmplător a trecut un frate sâmbătar prin sat și ea era acasă, era duminica.
a prins vorbă cu trecătorul care a îndemnat-o să-L caute pe Domnul Iisus și să-I ceară un semn. Peste drum de ea locuia mama fratelui stănușii Ilie din Micălaca, Arad, sora Rafilă Stănuș. Ea venise aici prin căsătorie. Tatăl ei, Bădilă, din Sășori, era deja baptist. Aceasta a început să meargă la baptiști la Sebeș. A mers și vecina ei, Genoveva. Au ajuns să se boteze amândouă. Pentru Rafila nu s-a produs mare tam-tam în sat, dar pentru Genoveva tot satul s-a pus în mișcare și era mereu chemată la preotul satului sau la primar ca să o lămurească să se lasă de pocăință. Odată au făcut un mare consiliu toți edilii satului în care au chemat pe Saharie și l-au certat și l-au sfătuit în tot chipul cum să o împiedice să mai meargă la pocăință. Preotul l-a îndemnat să-i dea o mamă de bătaie în așa fel încât să iasă din cap prostiile și pocăința. Zaharia, care era și el dintre oameni mai cu vază, s-a înfuriat pe preot și s-a repezit către el zicând: ce fel de preot ești tu? Eu trăiesc cu nevasta mea de atâția ani, fără ceartă în casă. Acum tu mă înveți să o bat și să-mi strâng familia? Și a ieșit condamnându-i pe ei și atitudinile lor greșite. Genoveva, fericită de acum, făcea tot rostul casei cu o bucurie de nedescris, văzând că bărbatul ei a luat apărarea. Mergea și pe la frați la Biserica Baptistă la Sebeș, dar și la ea în casă era tot mai bună ordinea. Mâncarea era la orele fixate și îmbrăcămintea curată. Îl schimba și îl premenea pe Zaharia ei, încât era cel mai frumos și mai curat îmbrăcat când ieșea în sat între oameni. În modul acesta au ajuns și copiii ei să-L cunoască pe Domnul Iisus. Băiatul ei cel mai mare, Vasile Zemora, și băiatul surorii Rafila Ilie Stănuș s-au pocăit și s-au botezat și ei. Pe acele vremuri, penticostalii erau ilegali și se adunau prin păduri departe de localități, punându-și pază să vegheze la mari distanțe, să nu vină jandarmii să-i aresteze. Aflând de astfel de grupări penticostale, au început să meargă și ei să vadă ce fac acei credincioși prin păduri ascunși. Când au aflat de darurile Duhului Sfânt, au rămas toți cu acești frați. Vă punem alătura trei fotografii cu fața celor timpuri care se adunau prin păduri din împrejurimi, odată la Coturul Doamnei, altădată la râpile roșii ale Sebeșului, altădată la pădurea Repeșului și la dealul Cioarei, sau prin pădurile Strugarului sau Abianului de Sus. Conducătorii lor din acele vremuri era Ștefan de la Pianul de Sus, Vulcu Visarion din Daia Română, Molnar Iohan din Ungurei, Strenghea de la Vințul de Jos. Mai târziu, în slujba de păstor, a fost învestit Zemora Vasile, apoi Dumitru Bădilă, Niculiță Stănuș, iar mai târziu, în 1963, în martie, a fost ordinat eu, preluând diaconia Bisericii Sebeșel Alba. În octombrie 1963 am primit gestiunea bisericilor din raionul Sebeș. Adunarea din anul 1943, în locul numit Coturul Doamnei, era o tufă prelucrată pe care de obicei ședea doamna protonerului major din Gârbova Sibiului. Asta era scaunul ei. Frații zicea sora doamnă. Numele de familie era Beju. Ea avea un nume între frați și oricum o respectau ca pe o doamnă. Ea venea la adunări cu fratele Nicolae Lavu, cu fratele Pavel, toți din Gârbova, cu fratele Nicolae și Irina Cristian, cu fata lor Veta,
Ana Bradu din Sărciori, Genoveva Coai, Elena și Vasile Zamora, Rafila cu fetița, de niciun an, și ficiorii ei, Elie și Nicuriță Stănuși. Aceștia erau din Sebeșel. Apoi cu Leontina și Lenuța Morar, Carolina Crețu și Ana Bar din Petrești. Mai veneau din Sebeș fratele Moga și Onuțu cu Anuța lui Bordei. Din Daia venea fratele Visarion, Vulc cu Bișpoacă, Andrei din Vințul de Jos, Drenghea, din Pianul de Sus, Ștefan și Greuruș din Strungari, Iohan Molnar din Ungurei și alții. În fotografia a doua, din 1944, de la Rebeș, între Sebeș și Daia Română, aici puteți vedea frații care erau expuși maltratărilor și prigonirilor și care mergeau cu copiii la rugăciune pe jos, în caz că sunt prinși să nu fie despărțiți de copii și de familie. Frații se adunau din mai multe sate, toți la un loc. Se poate observa de asemenea cum adunarea creștea vertiginos de la un an la altul. Biserica se întărea și creștea cu ajutorul Duhului Sfânt, cum zice în Fapte, capitolul 9 cu 31. A treia adunare de la Strugar din anul 1943 era deja foarte mare. A doua tinerețe. Adeseori mama era jignită de surori care îi împunșau inima pentru faptul că e tânără și nu mai are copii, spunându-i că acest lucru e un grozav păcat ca să împiedici nașterea de copii. Altele o educau cu dragoste, spunându-i la fel să se supună lui Dumnezeu, că cine știe ce plan are Dumnezeu și poate trebuie să nască vreun băiat care să fie un lucrător în via Domnului. Sau o fată care să se mărite după unul de care biserica are nevoie. Ea le răspundea la toate aceste provocări. E adevărat că un lung timp mi-au stat în cap să nu mai am copii. Nu mi-au mai trebuit copii. Dar de când am venit la Sfânta Pocăință, eu caut să am copii, dar nu mai am, deși vreau să recuperez ce am pierdut. La 38 de ani, a avut un băiat la care i-au pus numele Nicolae. Când am plinit 40 de ani, a născut o fetiță, căreia i-au pus numele Maria, după care a încetat să mai nască. Când a avut Nicolae 10 ani, a fost o stăruință în care au cerut Duhul Sfânt în casa surorii Rafila. Adunarea se făcea sub pretext de șezătoare, că nu era voie să se adune. Așa mergeau odată într-o parte a satului la cineva și în altă seară în altă parte la altcineva, ca să nu fie depistați. Înfundau geamurile cu perne ca să nu se vadă afară lumină și cât torceau și își făceau lucrul, cât se rugau și cântau, până pe la 1-2 noaptea. În seara respectivă, copilul Nicolae a vrut să meargă și el cu mama sa. Aceasta îl refuză zicând, tu să stai acasă, că tu vrei să vii numai ca să te joci cu copiii lui sora Rafila. Copilul a plâns și nu s-a lăsat până ce nu l-au luat și pe el. Acolo copiii n-au avut loc pe scaune și cu toții s-au urcat în paturi. A început stăruința în rugăciune. La un moment dat, Nicolae a început să plângă foarte tare. În același timp a venit tatăl său, Zaharia, de la lucru. Era schimbul 2. Văzând că nu sunt acasă nevasta și copilul, a plecat să-i caute. Bănuia el unde ar putea
să-i găsească. Din prima cameră a văzut prin deschizătura ușii că Nicolae plânge. A așteptat puțin, după care a intrat, cam nemulțumit, și a făcut semn nevestei sale să vadă de copil. De ce plânge așa de tare? Genoveva se ridică și încearcă să liniștească copilul, dar acesta plânge mai tare și nu avea ce să-i facă. Atunci, mama copilului dădu tonul unei rugăciuni stăruitoare pentru copil și îi spuse și lui să se roage. Copilul răspunse: eu nu știu să mă rog. Dar mama îl îndeamnă să spună așa domnului, să-i spună așa că nu știe să se roage și el îl va învăța. Copilul a început deodată cu cuvinte românești, dar așa de filozofice, încât cei prezenți au fost foarte mirați. Toți ascultau o rugăciune cu cuvinte foarte sofisticate și cu o căință în cereri de iertare, ca și cum el ar fi cel mai mare păcătos din lume. Și aceasta era intervenția Duhului. După un timp în care copilul continuă să se roage, spre uluirea tuturor, a început să vorbească în limbi noi, după cum Duhul Sfânt îi dădea cu mai mare zgomot și mai tare decât la început. Acum Duhul Sfânt îl proslăvea pe Dumnezeu prin gura copilului, în limbi noi. După ce a încetat stăruința, mama copilului întreabă: de ce ai plâns așa de tare? El îi explică motivul spunând: am văzut pe Domnul Iisus care a venit la mine și era cu o haină foarte strălucitoare. Ținea în mână un măr mare de aur și a zis către mine: nu știi să te rogi? Eu am zis că nu știu. Și Domnul a zis: roagă-te după mine. Așa că eu m-am rugat după cum Domnul Iisus m-a învățat. La un moment dat nu am mai văzut pe Domnul Iisus și atunci m-am rugat, dar nu mai știu ce m-am rugat și ce am zis, numai că inima lui era plină de un foc care îl făcea să se roage. De fapt, el se ruga în alte limbi. Lucrul acesta l-a determinat și pe tatăl său, Zaharia Zemora, să se gândească și să se pocăiască. Astfel s-a pocăit toată familia Zemora. Maria, la 16 ani, a avut ocazia să primească o soră, Ester Maria din Turda, care a fost găzduită la ei o zi sau două. În timpul acela, rugându-se împreună Domnului, a fost o descoperire prin Duhul Sfânt care zicea: dacă ea, Maria, va sta credincioasă lângă Domnul, atunci Domnul îi va purta de grijă într-un mod pe care ea nu-l înțelege și nu știe să-l ceară. Da, Domnul va împlini cuvântul lui, pentru că într-un chip minunat o să-l vezi tu împlinit. Și cu ocazia binecuvântării date ei, din nou va ridica Domnul în stâlp un lucrător în locul păstorului Vasile Zemora, care era fratele ei și care se retresese din lucrare din cauza bătăilor securității și a plecat în munță Orăștiei. Dar despre această faptă, Ester Maria nu avea nicio cunoștință. Toți ai casei au rămas foarte zediți de descoperirea dată prin Duhul Sfânt. Ca toate fetele, Maria avea o prietenă cu care mergea câteodată la rugăciune. Sosise la un cerc de rugăciune împreună cu prietena ei, după vreo 3 ani de la prima descoperire prin sora Ester Maria. Cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt s-a repetat printr-o altă persoană, spunând că
mintea ei nu poate a să înțeleagă și de aceea nu știe nici să ceară, dar Domnul o va binecuvânta într-un mod deosebit și din nou goarna va suna din casa lor, de se va auzi de la mari depărtări și un stâlp va fi ridicat iarăși în casa lor. Dar vrășmașul, văzând aceasta, se va ridica cu o furie mare împotriva planului pe care Dumnezeu îl are cu viața și casa ei. În mintea ei era clar că Domnul va aduce pe cineva ca lucrător al lui. Acest lucrător, se gândea ea, probabil că o să ceară în căsătorie și planul Domnului se va împlini. Peste alți câțiva ani a trecut un alt frate proroc, care la fel a repetat aceeași gândire a lucrării cu completarea unei vedenii în care se spunea că a văzut o mână întinsă spre ea. În mână era un glob de pământ cu stropi de aur. Acesta reprezenta un dar care îi va fi dat. Și iar repeta fratele Urcan Nicolae din Turda. Era ca un glob de lut frumos lucrat și stropit cu auriu pe care îl va primi sora Maria. Aceasta va fi o mare binecuvântare pentru ea. Ceilalți credeau că va căpăta un dar oarecare spiritual, dar ea, auzând despre globul din lut, a înțeles în taina ei că e vorba de căsătoria ei cu cineva. Un om poate fi globul ăla de lut. De la această dată a mai trecut un timp până ce a venit globul și s-au împlinit toate spusele profețite și neînțelese până atunci, fiindcă toate lucrurile au vreme și un timp bine planificat de Domnul Cerului și al Pământului. Misiunea la Petrești și Sebeșel. În această misiune am întâlnit doi tineri din satul Sebeșel, Lazar, frate, și Vasile Zdrenghea. Puteți să-i vedeți în fotografie alăturată împreună cu mine, mergând cu biciclete. Eram toți de aceeași vârstă. Prietenia noastră a durat mai mulți ani, până ce Zdrenghea s-a căsătorit. El nu avea pe nimeni care să-l ajute la munca câmpului sau la alte lucruri, căci era numai cu mama sa. Tatălui era mort și nu avea alți frați, nici surori. Lazar la fel era orfan de tată, dar avea mai mulți frați și surori. Cu ocazia prieteniei noastre s-a apropiat și Lazar de credință și a început să vină la adunare și s-a botezat și el. El era nepot de verișoară lui Maria, nevasta mea. Acolo în zonă ne mișcam de la o biserică la alta cu bicicletele. Vecinul lui Lazar, fratele Gheorghe Dublea, era conducătorul adunării din Sebeșel în aceea vreme. El îl anunța pe Lazar cu câte o săptămână sau chiar cu două, trei zile înainte, vine fratele Hozan la noi. Lazar era mirat, de unde știe? Fratele Dublea avea un semn. Când se ruga de obicei, nu prea vorbea el în alte limbi. Dar în zilele premergătoare sosirii mele pe la ei, în rugăciunile de dimineața, venea peste el puterea Duhului Sfânt și vorbea în alte limbi, exact așa cum vorbeau eu în alte limbi. Așa știa el să îi anunțe pe frați că vine fratele Hozan. Aceasta de multe ori s-a petrecut așa. Aș vrea să vorbim acum despre prima mea călătorie în părțile acelea. Aveam în jur de 16 ani când am făcut-o.
am mers cu autobuzul din Cluj-Sibiu și am avut îndemnul să cobor la halta Câlnic după Sebeș Alba, după Răhău. De aici pe jos am ajuns în Câlnic și umblând prin sat, o femeie m-a întrebat cine sunt și ce caut. Eu i-am răspuns că aș vrea să vorbesc cuiva despre Domnul Iisus Hristos, cum a murit El pe crucea din Golgota. Femeia mirată de copilăria ce se citea încă bine pe chipul meu, m-a chemat la ea acasă și mi-a arătat cât era ea de gospodină. Niciodată în viață nu am văzut atâția castraveți puși în tot felul de vasă la murat pe iarnă și ea mi-a spus că îi duce la piață la Sibiu și face bani toată iarna cu murăturile astea. Seara au venit câțiva vecini și am ținut o mică adunare în casa ei. Dacă bine îmi amintesc, bărbatul ei era templar. Am dormit la ei și a doua zi am mers în satul Reciu. Acolo aveam o singură familie de pocăiți, soț și soție bătrâni, și el, Gavrilă, ferarul satului, era bolnav grav. După o scurtă vizită, am plecat de-a dreptul peste deal la Gârbova și aici am intrat la familia Lavu. Era numai sora acasă cu mulți copii mici. Se vedea că nu avea nevoie de musafir. Eu am priceput și am întrebat-o dacă mai sunt familii de frați și m-a îndrumat la familia lui Petrică Grozav. Era necăsătorit. În noaptea aceea am dormit la ei. Dar până să ne culcăm, au umplut casa cu mulți vecini de-ai lor. Acolo m-au servit cu mămăligă caldă și cu struguri brumați aduși din podul casei. Era frig. M-au întrebat unde mă duc de la ei. Și eu am văzut sus pe munte un sat ce se vedea de departe în zare și am spus că vreau să merg acolo, dar nu am ajuns atunci, mergând în altă direcție de data aceea. Cu a doua ocazie am ajuns la Poiana Sibiului. În a doua călătorie am luat cu mine două surori bătrâne și atunci iar am vizitat Reciu, Gârbova și am mers la Poiana Sibiului, urcând peste o potecă pe un munte numit Purcel. Un munte cu pădure rară, de unde toamna, pe când aveau un fel de sărbătoare sașe, numită Cârneleș, toți se veseleau și își aduceau aminte de vremea când ei au venit de pe la izvorul Dunării din Germania și s-au așezat aici prin anul 1100. Sașii nu și-au părăsit obiceiurile, tradiția și cultura, limba lor săsească, în ciuda faptului că ei în școală învățau germană și română. Fiecare își vorbea în casă și între ei limba săsească. Obiceiurile lor sunt păstrate până azi. Duminica, când se trage prima dată clopotul la biserică, pleacă fără ezitare cei care locuiesc la marginea comunei. La a doua tragere de clopot pleacă cei ce au jumătatea distanță, iar la a treia cei din preajma bisericii. Așa se face că, pe când se dă jos clopotarul din turnul bisericii, în fața ușii e preotul primul, apoi încolonați bătrânii de peste 60 de ani, după ei cei între 35 și 60 de ani, apoi cei mai tineri căsătoriți, după bărbați intră femeile bătrâne și tot așa la urmă intră tineretul și copiii. Când toți au intrat,
ușa se închide cu cheia și nimeni nu mai iese afară. Nici vorbă să bea apă sau să miște cineva prin biserică, nici oameni mari, nici copii. Când e gata slujba, clopotarul are semnul lui, trage de ieșire, apoi deschide ușa și toți ies afară în fața bisericii și stau de vorbă cât au ei timpul lor liber. I-am admirat mult pe sași cu disciplina lor. De cârnelejul sașilor, căprarul ce îngrija turma satului, i-a venit și lui poftă să vină la veselie și băutură. Niște lupi flămânzi și lacom de pradă au făcut din turma de capre un adevărat cimitir, numai hoituri și sânge. N-a scăpat una. Tocmai pe acolo am urcat la Poiana Sibiu. Eram cu sora Florica de 70 de ani și cu sora Ester de 66 de ani. În Poiana erau frați baptiști. Am ajuns la o casă unde aveau brutărie, pentru care autoritățile de atunci le-au deschis dosar penal, erau tare necăjiți. Apoi am mers la fratele Emil, conducătorul adunării în vale. El era un adevărat meseriaș, lucra croitorie, cojocărie, frizerie, coafură, toate meseriile le stăpânea bine și avea foarte mult de lucru. Cu mare greu am putut să-l convingem să facă adunare. Îi era frică de noi că suntem penticostali. Eu eram tuns la zero, așa umblau penticostalii pe atunci, de la președintele Gheorghe Bradin și până la ultimul. Excepție făcând Moldova. Nimeni nu era botezat dacă nu se tundea la zero. Indiferent de cine ar fi fost, cu școală sau fără școală, bogat sau sărac, tânăr sau bătrân, toți erau tratați la fel. La urmă, am mers la biserică și acolo m-au pus să vorbesc din cuvântul Domnului de la Coloseni 3, versetul 9 la 15. Și conducătorul Emil a specificat să nu citesc un alt verset, să nu vorbesc din altă parte, numai de acolo trebuie să vorbesc. Am vorbit. El mi-a spus că trebuie să mă încadrez în 15 minute. Era ora 7:30 seara. Când mi-am adus eu aminte de cele 15 minute, era ora 10 seara și toți erau cu lacrimi pe obraz. M-am oprit brusc și s-a observat că nu terminasem ideile la care el, Emil, m-a rugat să mai continui. Atunci sora Florică, care avea un bogat dar de vedenii, a îndrăznit și a spus două vedenii care priveau pe ei. Au recunoscut cu toță că era cuvântul Domnului în gura bătrânei femei. Au rămas foarte mirați de puterea Domnului. A doua zi ne-am îndreptat să mergem la Jina și de acolo să coborâm la Dobra Șugag. Drumul ducea peste un munte mare, pe calea Regelui, ziceau ei. Deși era numit așa, de-abia am coborât. Se făcuse seară și noi eram în inima muntelui, pe o potecă cât palma și un risipiș de pietre, de nu sta piciorul unde puneai. Surorii Florica, văzând prăpastia sub ea, mi s-a făcut rău. Se noptase și nu vedeam cărarea numai când ieșea luna din nori. Atunci iar înaintam. Sosirea la Dobra Șuga. Așa am ajuns la fratele Vâsa și sora Marie din Dobra, unde am fost servit cu mămăligă cu prânză de bun.
Duh. Nu mai văzusem niciodată mămăliga tăiată cu ața, care era pusă pe un arc ca să o țină foarte întinsă. Mămăliga era fiartă într-un ceaun pus în gujbă deasupra focului, iar brânza tare ca săpunul era tăiată felii. Cu o mână rupeai din mămăligă, în cealaltă țineai brânza și mâncai. N-aveai nevoie de furculiță. Era sâmbătă seara. Duminica era cina Domnului în micuța lor biserică. La momentul cinii Domnului a fost prezent și fratele Gheorghe Crăciun din Cărpiniș și cu fratele Ion Cernat, ei au servit cu actul cinii. Aproape toți din adunare au ieșit la mărturisire, căci pe atunci nu se servea cina la cei care nu se mărturiseau. Cei doi lucrători nu s-au mărturisit la nimic, deși au primit mărturisirea altora. Pe când erau gata să se roage, sculați în picioare cu pâine în mână, sora Florică a strigat la ei cu toată puterea și cu toată autoritatea de la Dumnezeu: voi doi lucrători nechipzuiți, care înșelați poporul, arătându-vă drepți și sfinți și nu vă recunoașteți păcatele, așa încât cu smerenie și frică să lucrați lucrarea mea, zice Domnul, de nu veți intra în rosturile drepte, mâna Domnului vă va sta împotrivă. Dar dacă azi veți ieși și vă veți mărturisi, eu, Domnul, vă voi da harul iertării vouă și celorlalți care au lucrat cu mai multă curăție de inimă decât voi. Fratele Cernat, care se credea mai spiritual, a vrut să se apere față de public și a încercat să nu recunoască. Atunci bătrâna Florica s-a ridicat iar în picioare și le zise: Domnul mi-a arătat o vedenie. Ea vă privește pe voi doi. Fratele, arătând cu mâna către Gheorghe Crăciun, era legat cu o legătură neagră. El are un păcat ce-l muncește și trebuie să-l mărturisească. Iar tu, arătând cu mâna către Ion Cernat, erai legat cu două legături late, de care nimeni nu te poate scăpa, numai Domnul. Aceste legături sunt păcate pe care Domnul mi le-a făcut de cunoscut. Atunci strigă la ei: ieșiți afară de după masă, mărturisiți-vă, altfel sunt obligată să vă dau pe față păcatele voastre în publicul adunării. Îndată fețele celor doi s-au îngălbenit și ca și cum nu ar mai avea putere nici să umble, au ieșit afară plângând și după 10-15 minute au venit înapoi și au reluat locurile și au servit cina Domnului. În adunare s-a coborât un har și o prezență încât fiecare plângea și se căia de păcatele proprii și cu atâta frică se apropiau de pâine și de paharul binecuvântat al împărtășirii. După masă am avut o părtășie în casa fraților Vetuța și Vasile Ațăgan în Câmpâna. De aici am plecat la Sebeșel la un botez. Serviciul s-a ținut în curtea fratelui Gheorghe Dugdea, care locuia aproape de râul Valea Sebeșului. Acolo am văzut pentru prima dată frați țigani în biserica pentecostală. Era unul de care mi-a fost foarte drag. Cânta cu vioara și era la credință de mulți ani. Se numea Vasile Cătărambă și își întreținea casa cu cărăușile făcute cu un cal slab. Tot satul și satele vecine îl cunoșteau ca bun credincios al Domnului. Cei ce aveau nevoie de cărăușie și vroiau ceva, îl chemau, îi dau bani și el cumpăra și da restul. Toți îl lăudau. La sărbători mergea cu colinda și oamenii îi dau bani și ce credeau ei.
n-a avut certuri cu nimeni și la moartea lui mulți oameni, atât săteni cât și cei din satele vecine, l-au plâns pe pocăitul cinstit și au venit foarte mulți la adunarea de înhumare. La Fodora nimeni nu primea un țigan în casă. Dacă cineva își făcea milă de el, scaunul pe care ședea îl spăla cu apă fierbinte și cu sodă, iar ulcica cu care îi da să bea apă, acum de-abia aștepta să-l vadă că ies afară și după ce ieșea din casă țigan, spărgea ulcica. Era mare distanță între român și țigan la Fodora, pe vremea copilăriei mele. Aici i-am văzut cântând, bucurându-se, sărutându-se cu frații români, primindu-l pe Domnul Iisus și botezându-se. Întorcându-mă din nou acasă la Turda, frații mă așteptau și se bucurau când le povesteam unde am ajuns și ce a lucrat Domnul. Anii tinerețe treceau repede și pentru misiuni trebuia să muncesc din greu. Cu vremea lucrurile s-au schimbat. În firea mea s-au descifrat alte stări, sub presiunea cărora nu mai puteam să zic ca mai înainte, că nu mă căsătoresc. Acum doream căsătoria, dar nu știam cu cine, fiindcă eu nu vorbisem cu nimeni despre așa ceva. Ziua de 18. În 18 octombrie am fost născut eu. Mama zice că m-a născut cu un ceas înaintea miezului nopții. În 18 octombrie am plecat de acasă la Turda, luând lumea în cap, cum zic oamenii. În 18 octombrie am fost încorporat în armată. În 18 martie m-am căsătorit la starea civilă. În 18 octombrie a născut nevastă mea pe Daniel, ficiorul cel mai mare al casei noastre, la 11 seara. În 18 octombrie a fost născută Luiza lui Daniel, tot seara, pe la 11. În 18 martie am fost ordinat ca lucrător. În 18 mai am plecat eu la Sibiu și în 20 a fost deschiderea bisericii numărul 2 la Sibiu pe strada Lupeni numărul 53. În 18 august a fost mutată toată familia la Sibiu. Deși eu venisem în luna mai, ei au venit pentru școală ca să fie prezenți copiii și să poată începe școala aici. Radio Unison vă invită să ascultați un nou episod cu amintiri din țară, povestite de fratele Vasile Hozan. Încorporarea în armată. A venit și vremea încorporării mele și în 18 octombrie, când era ziua mea, eu eram deja în comisariatul din Sebeș. De aici un plotoner major, om bătrân, Marinescu, ne-a dus la Deva. Pe mine m-a pus ca atunci când sosim în găr și ne dăm jos de pe tren, să mă duc în capul peronului gării și să strig
Mureșul la mine. Apoi să stau nemișcat și să aștept până ce ultimul se va încolona în spatele meu. Așa am și făcut în gară la Vinț, unde s-au încolonat peste 200 de băieți veniți din toate direcțiile. În Simeria mai mulți s-au încolonat. Când am ajuns în Deva, grădații aveau aceste roluri și am mers fiecare unde ne auzeam numele. Acolo am aflat că Mureșul reprezintă artileria anteriană. Oltul era infanteria și așa mai departe. S-au format garnituri de tren foarte mari și am urcat într-un tren trei ape, Mureșul, Oltul și Someșul. Ordinul era să nu deschidem geamul, să nu stăm între vagoane pe tampoane, să nu aruncăm țigări sau borcane, sticle pe geamuri, afară, să nu facem gălăjie și multe altele. Toate au fost cum au fost, dar gălăjia a fost infernală. Proaspeți militari strigau când treceam pe lângă sate, alții vorbeau nechipzuiți, alții își aduceau aminte de cei rămași acasă și dacă erau neobișnuiți cu străinii, li se părea că merg la moarte. Aproape toți erau băuți și continuau să bea. Câte unii plângeau așa de amar, de te prindeau și pe tine lacrimile. Când am ajuns în Oradea, alți gradați ne strigau pe numele cu care am plecat din Sebeș. Îndată ne-am văzut sus în mașini, valizele în alte mașini și în final am ajuns la unitatea militară fiecare după nume. A doua zi ne-au chestionat să vadă care ce știm să lucrăm, ce credință avem, care are scrisul frumos și multe altele. După încă o zi, au urmat valizele la control. Nu era voie să ai cărți religioase sub diferite preteste. Ne-au luat tot ce am avut mâncare, conserve, cărți și pe toate le cărau la gunoi cu păturile soldații mai vechi care erau puși în această slujbă. După încă câteva zile a început un nou calvar. Toți pocăiții trebuiau depistați. În vederea acestui lucru, au servit o masă cu țuică, unde a venit să închine cu noi însuși șeful statului major. Mai eram cu el încă unul de la Marea Unitate și nelipsitul de la Contrainformații, sub locotenent. Un sergent nota răspunsurile ce le dădeau soldații la întrebările ofițerilor într-un caiet. Eram vreo 3-4 pocăiți veniți proaspeți. Ceilalți toți se ridicau când le venea rândul, arătau voioșie și închinau paharul celor mari cu ulcica lor de tablă în care se verse. Servea ceaiul dimineața. Acolo era pus câte un păhărel de țuică pentru fiecare soldat. Când au sosit în dreptul meu, eram foarte năcășit, văzând pe frații mei că închină fiecare și beau țuica. Hotărât, eu am rămas jos pe scaun și nu m-am sculat. Nici mâna n-am dat-o. Ei se mirau și mă întrebau, făcându-și semne unul altuia. Cum mă numesc? De unde sunt? Ce credință am? Cine m-a educat la credința aceasta? Și multe, foarte multe altele. Apoi m-au lăsat în pace și au continuat să închine fiecare paharele lor cu ceștile de tablă ale soldaților. La ieșirea din cantină, toți soldații de
pe lângă mine mi-au spus: băi, Hozane, ăștia te vor închide, băi. Tu n-ai știut povestea din popor, mă. Dă mâna cu necuratul până treci pe unghia, apoi îl lași în pace. Băi, dacă tu dai mâna cu el după aceea, nu te mai lasă el de mână pe tine. Așa că mai bine eu nu mă închin lui de la început și gata. De la această dată am avut multe neplăceri cu ei. Într-o zi, un ofițer a organizat un joc prostesc și militarii râdeau. Eu nu am vrut să intru în jocul lor. Atunci am văzut că în adins era organizat jocul. Ca să aibă motivul să înceapă cu mine cearta. Și când a văzut că eu nu joc, a pus pe câte doi să mă bată cu cinturile. La urmă, un caporal mic de statură, un oltean, m-a bătut cu paftaua de la centură. Dădea cu sete și parcă tot mai ambițios. Na, pocăitule, să-ți iasă din cap pocăința. Aici armată! Și tot dând, să-mi fierbânta și mai tare. Cu el să-mi furia și ofițerul care supraveghea bătaia mea. În acel moment, din fața pavilionului, a apărut capitanul de război al divizionului, Atanasie, un om alb pe cap. Soldatul Hozan la ordin! Toți se uitau ca și cum și-au scăpat prada, iar eu am plecat apropiindu-mă cu mâna la bonetă, salutându-l soldățește. Nervos, el a strigat: vino cu mine! Am intrat în subsolul pavilionului, a rupt sișilul de pe ușă și când am intrat, am cuiat ușa și a început să plângă, spunându-mi că și el este credincios. Eu sunt preot greco-catolic. Când au venit comuniștii ca să nu mă închidă, am renunțat la preoție și am trecut ca și cadru militar, căci la terminarea facultății de teologie toți am primit și un grad militar. Acum eu te scutesc cât pot de câini aceștia. Stai aici și fă ordin cu cărțile acestea. Erau mii de cărți și reviste de tot felul care așteptau să fie puse pe ani, pe luni și așa mai departe. 3 zile m-a ținut cu el. Apoi au venit cei de la divizie din Timișoara și a trebuit să mă prezint. Era un ofițer de mare rang. Cum a venit, tot divizionul a fost anunțat și l-am așteptat cu toți în flancuri. Chiar și capitanii, toți erau pe rânduri. I s-a prezentat onorul, apoi ne-a salutat. Noi toți, cu o singură voce, i-am răspuns la salut. După ce ne ținu o informare scurtă, a strigat: soldatul Hozan la ordin! Imediat am ieșit cu 3 pași în fața frontului, cu mâna la bonetă. M-a luat cu el apoi, a înșirat tot felul de poezioare ca să-mi prindă inima. A scos un pachet de țigări și m-a rugat să setez și eu o țigară. Eu nu am întins mâna. De ce nu servești? Sunt pocăit și nu fumez. Atunci intră cel de la informații și se salutară între ei. Închinse iar ușa și a plecat. Se îndreaptă iar spre mine, marele ofițer. Da, dar ești militar și eu sunt șeful tău. Eu îți dau ordin și neexecutarea de ordin se pedepsește cu închisoare în armată, știi aceasta? Dacă acum vin americanii și eu te pun într-un punct cheie ca să împuști pe oricine trece pe acolo, atunci tu ce faci? Trage în ei? Nu. Dar ei vin și-ți omoară părință
și pe drăguța ta sau copiii tăi, nevasta ta, și tu nu tragi în ei? Eu nu trag și nu omor pe nimeni, chiar dacă ei mă omoară pe mine. Eu nu omor pe nimeni. Atunci au urmat lupte grele de cuvinte și în urmă m-a dat pe mâna politrucului unități 72 Oradea, care m-a chinuit cum a vrut el 2 săptămâni. Apoi m-au purtat din loc în loc sub escortă, cu un înarmat în față și altul cu revolverul în spate. Așa am ajuns odată să mă scoată din unitate și să mă ducă nu la câmpul de instrucție, ca altă dată, unde mă fugăreau peste peța o albie a unei voi fără apă, dar atât de plină de noroi, de nu știai unde este fundul. Acolo mă umpleam tot de noroi, după care trebuia să mă curățbec. Dacă nu reușeam, și mai mult nu reușeam decât reușeam, trebuia să alerg 3.000 de metri cu masca pe față. Mi se părea de multe ori că iese inima și sufletul din mine și nu mai aveam aer. Vai, șamar! Noaptea mă punea să spăl veceurile și polurile și să le fac să lucească. Veneau și inspectau, cam pe când gândeau că am terminat. Și iar nu era bine. Și la locomanda, apucă-te iar. În timp ce alții dormeau, eu munceam și mă rugam. La un moment dat, m-au luat prin oraș. Am ajuns în fața unei porți mari, cu vizor. În față era capitanul rus. El era și asesor la tribunalul militar. În spate era un sergent cu automatul. Doi soldați stăteau santinele în față. Am așteptat o vreme, șezând pe o bancă. Aveam în față un șam cu pătrate mici vopsite cu alb. Un singur pătrățăr lipsa. Uitându-mă mai bine prin el, am văzut mulți ostași. Era garda de pază care din 3 în 3 ore se schimba. Unul mă întreabă prin jam: ce-ai făcut, mă, soldat? Nimic, i-am răspuns. Doar credință în Mântuitorul Iisus, altceva nimic. Un altul a strigat la mine din interior: bă, să nu te lași, să-ți ții credința, mă. Interveni capitanul rus. Soldat, tu nici aici nu taci. Am aflat că toată noaptea le ții predici celor din dormitor. Ei n-au mai știut ce să facă cu tine, comandanță tăi. Le era frică ca nu cumva când te eliberezi să mergi cu tot plutonul la pocăiți. Aici ești în procuratura militară, mă. Să taci, ai înțeles? Ei bine, dar aici nu sunt oameni. Pe ce vrei să zici cu asta? Dacă sunt oameni, și ei trebuie să afle că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru ei. Cu cât vorbeau mai mult despre Iisus, cu atât râvna mea de a vorbi era tot mai mare. Atunci capitanul s-a sculat și și-a arătat nerăbdarea. Bătu în ușa unui procuror care îl primi imediat. I s-a plâns acestuia că nu știe ce să mai facă cu mine. Procurorul m-a chemat la el. Am intrat și l-am salutat după cuvință. A poftit să iau loc. Apoi a cerut dosarul meu de la rusul. A avut un schimb de vorbe despre mine, după care i-a spus lui rusul să iasă afară. Am rămas numai noi doi. S-a uitat pe pereți, dându-mi de înțeles că ar putea fi ceva aparat de înregistrat, așa că să am grijă ce vorbesc. M-a întrebat apoi despre credința mea, dacă am trăit mult, dar
dacă cugetul meu este curat față de credința ce o mărturisesc? La toate acestea eu i-am răspuns că da. Atunci el m-a învățat cum să fac o petiție către Legiunea a treia militară și către Ministerul Forțelor Armate Române. La fiecare frază pe care o scriam, după dictare mă întreba: nu este potriva cugetului tău niciun cuvânt din ce ai scris? Retușam după dictare ce nu se potrivea și mergeam mai departe, până ce am parcurs întregul conținut. Recitind-o încă o dată, am semnat-o. Chipul lui, cu pistrui galbeni și fața, îl da de gol că este evreu. Am îndrăznit să-l întreb. N-a tăgăduit. În plus mi-a spus că m-a luat ca să nu mai stau până ce venea procurorul șef. Acesta este rău din fire și cred că făceai până la 12 ani de pușcărie. Așa m-a amenințat ei de altfel tot timpul și înainte. Dar așa sperăm că ce am scris împreună și ce voi mai adăuga la aceasta va lucra eliberarea ta. Mai zise el: eu nu sunt creștin, dar credem în același Dumnezeu Tată. Să nu spui la nimeni și să taci de azi, nu mai vorbi cu nimeni nimic până ce va veni răspuns. De fapt, nici nu mai aveam cu cine să vorbesc. Cum ieșeam de la masă pe mine și pe un sas care avea părinți în Germania, ne punea să stăm în curte, unul de o parte, pe o bancă și altul de dincolo. Așa am mai petrecut 7 zile. Într-o zi a trecut un capitan de infanterie prin fața mea. Fără să se uite la mine, a spus: soldat Hozan, să nu te miști din loc, dar vreau să-ți spun că azi noapte am primit un mesaj. Eram de serviciu la Marea Unitate. Azi, până la orele 12, trebuie să fii dezarmat. Am recunoscut mai întâi vocea, apoi și fața. Era vecinul meu cu care am copilărit. Câmpian Traian i-a mulțumit încet. Nu avea voie să treacă prin tevorul diviziunului nostru. Poate că a mai durat un ceas și jumătate de așteptare, după care am văzut o mare mișcare. Unul a venit după mine, altul m-a întrebat dacă știu numărul la bagajul în care mi-am pus hainele civile, altul a venit și mi-a luat datele, după care am fost dus la magazie. În 5 minute am fost civil și tot cu escortă scos pe poartă afară, vorba din popor, afară și la gare. Așa am făcut eu armată. Și cred că niciun sfert din tot ce am pățit în armată nu am povestit aici. Seicianu Ionel din Mediaș. După sosirea acasă, am plecat într-o misiune pe la Corpadea, Gădălin și prin zona aceea spre Band și satele din jur. Domnul a lucrat dându-mi bucurie, dar oboseala și frigul m-a pătruns de nu mai puteam sta pe picioare. Am ajuns în gară în Apa Hida. În sala de așteptare se aflau mulți oameni. Era și un pic de foc în sobă de teracotă, toată afumată și cârpită cu pământ. M-am înghesuit și eu între 2 oameni, unde am văzut că ar mai merge un pic de înghesuială. Îmi era frică de păduchi, căci mulți povesteau că au luat păduchi din gară din Napalita. Imediat am adormit puștean.
după un interviu de timp, cineva m-a mișcat de umăr. Scoală, măi! T-auzi? Scoală și mută-te mai înainte cu o bancă. Uitându-mă, am văzut un milițian. Fără să zic nimic, văzând cum mută și pe alții, m-am mutat pe altă bancă, unde am adormit din nou. Poliția scotea pe oameni de pe câteva bănci din spatele sălii, mutându-i în față. N-a trecut mult și mă deranjează din nou să mă duc mai înainte. De data aceasta am refuzat categoric. Măi, eu sunt obosit să-mi dai pace. El a plecat la ușă. La un semn au venit mulți deținuți, dezbrăcați și vai de ei. Afară cred că erau minus 30 de grade, căci toți eram burați. Deodată Duhul Sfânt mi-a făcut cunoscut că înapoia mea sunt frați. Chiar tânărul acela mai dezbrăcat este frate. Imediat m-am ridicat și m-am îndreptat spre el. Mai tu de ce ești închis? El a făcut semn să tac, dar eu am insistat să-mi răspundă. Atunci el a zis că nu are voie să vorbească cu mine în civil. Răspunde, măi, de ce ești închis? El mi-a răspuns atunci că este închis politic. I-am spus direct, măi frate, tu n-ai citit că este scris să spui aproapelui tău adevărul din inimă și să nu tăgăduiești în orice împrejurare. Adică, Duhul Sfânt mie îmi spune că tu ești închis pentru credință și tu îmi spui că ești politic. Un bătrân dintre deținuți plângea grozav. Milițienii și cei de pe la spatele lor, din fundul sălii și cel ce era înspre ușă, au venit la capătul bănci unde rămăsesem, eu singur, la a doua mutare. Vino cu mine! I-am strigat tânărului care era vânăt de fric. Milițienii și-au pus de îndată armele la ochi și îngroziți nu știau ce să facă. Le-am spus să fie pe pace, că vreau doar să-i dau ceva mâncare și mă voi întoarce. Un milițian a venit ca o escortă în spatele nostru. Restul rămăsese să-i păzească pe pușcăriași, rămași în sala de așteptare. Am mers cu el la restaurantul Gării. Era ora 1 noaptea și chelnerul ne-a spus că e închis deja, să nu intrăm. Eu l-am rugat să facă acest puțin bine și să-mi servească prietenul cu ceva de mâncare. Am plătit mâncarea și restul de bani ce aveam, i-am dat lui Ionel. M-am dezbrăcat de unele haine și le-am dat împreună cu căciula mea, o căciulă rusească cu urechi. Eu am luat pălăria lui. Am făcut ce am putut pentru el atunci, crezând că l-am întâlnit pe Domnul Iisus. În persoana acestui să-i cea. Am plâns cu el. Bătrânul, la întoarcerea noastră în sala de așteptare, încă tot plângea. I-am dat adresa unde locuiam și am ținut legătură cu el până la un moment dat. Ei au fost duși cu domiciliu forțat pe Bărăgan. Veneau din închisoarea Gherlei, unde au făcut un lung staj și acum în completare mai aveau de ispășit 3 ani în Bărăgan. Această pedeapsă le era dată pentru că erau oameni înfocați în a-L vesti pe Iisus altora. Au fost prinși vestind Evanghelia la o mulțime de oameni în aer liber. Pe fratele acela bătrân l-am mai întâlnit și ne-am mai bucurat împreună, dar tânărul Ionel a fost mișcat de pe temelie și nu l-am mai putut vedea la părtășiile spirituale. Am totuși o bucurie că și târziu am aflat despre el că e în Sacramento, California.
cel ce ne-aducea această veste, a auzit din gura lui Ionel Seceanu această mărturie pe care a făcut-o în sacramentul în adunare. Glorie Domnului, care întoarce și pe oițele slabe, care se pierd prin negurile vieții și nu le lasă pradă pentru veci, ci le smulge din ghearele morții și ale leului de Satan. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. Iar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. Psalmul 107, versetul 19-21. Timpul însuratului. Încă nu împlinisem 23 de ani și întreaga ființă a început să se modifice. Ideile despre viitor, simțurile, căutările mele, totul, parcă aș fi pășit într-un teren minat și s-ar fi produs o explozie. Mă întrebam ce va fi mâine cu mine. Colindasem o mare parte a țării și cunoșteam atâția oameni, dar sfatul nimănui nu mi se potrivea. Eu așteptam ceva nou. Credeam că Dumnezeu poate să mă asculte și să-mi dea ceea ce ceream. Vorbeam în strigătele mele, în special cele din miezul nopții, câte o oră, două, neîntrerupt, și nu mă puteam sătura de a-i povesti Domnului tot ce mă apasă. La un moment dat am început să fiu deranjat până și în rugăciune de frământările lăuntrice ale tinereții. Plângeam, am crezut că o să-mi pot înfrâna trupul postind și rugându-mă, dar am constatat că omul nu poate face ce vrea el. Atunci am cerut de la Domnul să-mi trimită vreun proroc prin care să fiu sfătuit ce să fac, dar zadarnic nu s-a întâmplat. Mai înainte, când ceream, primeam. Când mă rugam, poate de multe ori, în aceeași zi, aveam pe cineva care venea și Domnul îmi vorbea și mă sfătuia. Acum, cerul de deasupra mi-a apărea de aramă. Atunci m-am decis să nu mănânc 3 zile și 3 nopți nimic și să nu beau apă deloc. Poate că Domnul va trimite pe cineva să mă sfătuiască. A trecut o zi și o noapte și nici o înștiințare. Nici prin vis, nici prin proroc, nici prin cuvântul Biblii. Nimic. Am așteptat și am stăruit a doua zi și a doua noapte. Și tot nimic. Niciun răspuns. Și a treia zi s-a scurs fără răspuns. Eram foarte slăbit, că ziua lucram din greu. Parcă priveam printre nori ziua și noaptea printre stele. Vroiam să-L văd pe Domnul meu, ca să-mi spună ce e de făcut. Dar în timpul ultimii nopți, poate pe la 2-3, m-am visat îmbrăcat cu o haină pestriță, un fel de sacou ce avea picățele diferite în săsătura lui, pantalonii bufanți, cum era moda acelor zile. Mergeam pe bicicletă spre Sebeșel. Când am început visul, eram pe la unitatea militară de la Petrești. În vis nu aveam niciun scop pentru călătoria mea. Înainte de a ajunge la primele case din sat, am văzut și am citit tabla cu inscripția satului, Sebeșel. Apoi am văzut în spate la a doua sau la a treia casă, casa lui Ion Ned, respectiv și Pavel Zamora, pe care i-am cunoscut mai târziu, un deal ca un ou,
dar destul de înalt și așa de abrupt că nu puteai urca drept în sus pe el. Vârful dealului, cum era în realitate, privit de jos, frumos și cu iarbă foarte verde, era acoperit de un nor mic, rotund, cu diametru de circa 80-100 de centimetri și grosimea de vreo 40-60 centimetri. Venea spre mine. Atunci am pus piciorul stâng jos și cu mâinile ținând coarnele bicicletei, am întors capul și m-am uitat, uluit. Ce fel de arătare este aceasta? Îndată s-a desprins din nor o mână care arăta spre mine și un glas s-a auzit strident și s-a cadat. Să te căsătorești, că de nu, în scurtă vreme, te vei căsători cu moartea. Mi-a sărit somnul imediat, am sărit în picioare speriat, am început să plâng, să mă las pe genunchi, apoi m-am rugat cu multe lacrimi, spunând Domnului în rugăciunea mea, Doamne, Tu știi ce-ți cer, știi că eu vreau să mă căsătoresc, dar arată-mi Tu cu cine. Eu nu vorbisem despre căsătorie cu nicio fată și nu aveam pe nimeni spre care să mă îndrept. Am citit din Biblie și iar am continuat cu rugăciunea mea de cerere. Adormind din nou, visul meu s-a continuat. Am visat cum am împins bicicleta cu piciorul drept pe care mă luasă de pe pedală, continuând până în mijlocul satului. Apoi pe strada Morii la Vale, prima stradă la stânga și pe prima poartă, în dreapta, am intrat în curte. Cum am deschis poarta, am văzut în fundul curții o tânără ce spăla haine cu mâna la o vană de tablă. Pentru că nu vroiam să o deranjez, am intrat itil și am rezemat bicicleta de o viță care era la colțul casei vechi. Fiindcă vița trăiește și acum, vi-o prezint în fotografia alăturată. An de an satură pe toți cei ai casei și pe toți care intră în curte, unde în prezent este casa de rugăciune a Bisericii Domnului din Sebeșel. Proprietatea este moștenirea nevestei mele, de la preubiții și neuitații ei părinți, minunații mei socri, Zaharie și Genoveva Zamora. Fost amorat. După ce am rezemat bicicleta, tiptil, voiam să închid portița. Dar în portiță era un om bătrân îmbrăcat în haine albe, cum era portul în partea locului. Și acesta a făcut același gest cu degetul arătător, ca și mâna din nor, și a început să-mi spună: asta e partea ta în viață, dar a continuat cu multe explicații pe care în viață le-am văzut împlinite. Degetul lui era ca bagheta unui dirijor de fanfară pentru mine. Nu știam bine în vis dacă trebuie să mă uit la el în ochi sau la degetul ce sta așa impunător. Indica o hotărâre și o severitate nemaipomenită. Nu mă simțeam bine, mai ales că eu nu vroiam să distrag atenția fetei. În această stare m-am trezit din nou, am plâns cu hohote de fericire că Dumnezeu a răspuns. Era înspre ziua. Din nou am citit Biblia și liniștit am pus iar capul pe pernă și am adormit. Visul a continuat în a treia serie, care, la fel ca data trecută, a continuat de unde îl lăsase. Am închis portița, iar bătrânul dispăruse deja. Eu, fără niciun cuvânt,
m-am apropiat și am prins eu un capăt de vană, Maria de celălalt capăt, și am mers la râu. Acolo am văzut că Maria spăla și limpezea în apa râului numai haine de ale mele. Era lingerie de corp. Dimineața am mulțumit Domnului și am povestit visul, dar numai între prietenii de aproape, crezând că nimeni nu se va împotrivi, deoarece nu putea fi un vis din gânduri, nici din înșelăciunea minții. Se vedea bine că era venit de la Dumnezeu ca răspuns la cererile mele, făcute cu multă smerenie și cu dorință arzătoare în fața Domnului. Dar am constatat cu multă amărăciune că toți care erau de față au simțit altfel decât mine. Fiecare căuta să descopere defectele fetei și încerca să mă convingă că fata din visul meu nu ar fi fost potrivită pentru mine. În opinia lor, trebuia să caut alta. Eu le-am răspuns la toți: măi, eu nu sunt vrednic de așa o fată bună și pucăită. La urmă am făcut legătura. Fiecare dintre ei aveau pe cineva și trășeau nădejde că mă voi înrudi cu ei. Conținutul scrisorii. Doamne, îndură-te și răspunde. 1. Eu vreau să știu dacă sunt iertat de toate greșurile de până acum ale tinereții. 2. Doamne, te rog, răspunde-mi dacă tu ai lucrat până azi prin mine. B. Dacă tu lucrezi în prezent prin mine. Ce? Vei lucra în viitor sau după căsătorie nu vei mai lucra? 3. Doamne, te rog, răspunde-mi dacă sora Maria Zemora este cea hotărâtă de tine ca să-mi fie nevastă sau nu? La subsolul paginii am scris mai mărunt. Notă. Dacă se răspunde la punctul 2 sau 3 în loc de 1, sau se va petrece orice inversare a ordinii numerice, nu mai consider că a vorbit Domnul. A doua zi am plecat în misiune prin munții Apuseni și abia după câteva zile, cam o săptămână, am sosit la Cluj, unde toți au fost de părere să întreb pe Domnul prin frață Lazar și Rozalia, Dumitru din Borhanci, colonia Suburbului. Înțelesul a fost să nu merg singur, ci să-l chem și pe Lazar frate, care era rudă cu Maria Zemora. Când am ajuns la Cluj, am trimis o telegramă pentru a doua zi lui frate să vină cu autobuzul de Sibiu-Cluj. Ne-am dat întâlnire la Teatrul Național de Apropiere de Calea Turzii. Așa s-a și întâmplat. Lazar, deși era de aceeași vârstă cu mine, pentru că nu mai fusese niciodată plecat de acasă, a crezut că drumul e așa de lung că îl scoate afară din țară. Începuse să își facă griji tot mai mari. Când m-a văzut în mijlocul mulțimii care aștepta autobuzul, a fost atât de bucuros că ar fi ieșit pe geam afară, gândindu-mă să nu sosim chiar în toiul lucrului și a zilei, ca să nu-i deranjăm pe frați, m-am hotărât să ne plimbăm puțin prin oraș. Lazar era ca bolnav. Am mers la statuia lui Matei Corvin în centru, să-i arăt pe acolo catedrala, statuile, mașinile, blocurile. Nimic nu satisfăcea. Nu-i trebuia nici mâncare, nimic.
m-am gândit cum să-l scot din acea stare. Am mers cu el la tribunal și am intrat într-o sală unde era pe rol judecata unui om bătrân, fără o mână, ce își câștiga pâinea cu o mașină de tăiat nutreți pentru vaci și umbla cu ea prin oraș. Cine avea vacă, îl mai chema de-i tăia nutrețul, dar fiind numai cu o mână, se obosea și mai venea nevasta de la ajuta. Când trebuia făcută piața, la fel, lucra nevasta și mergea el la piață. Un oarecare pândeu de la primăria orașului l-a prins când lucra nevasta și l-a acționat în judecată. Am stat să văd cât de dreaptă era legea în România celor vremuri. Pietul bătrân a luat 3 ani de pușcărie. Avea 78 de ani și niciun venit, nici pensie, nici ajutor social. Când a auzit sentința, toată sala s-a sculat în picioare și a protestat. Dar nu puteai nimeni să fie prea insistent, pentru că era foarte ușor să iei calea pușcăriei. Bătrânului nu i-a fost îngăduit nici să-și ia rămas bun de la baba lui, care plângea cu disperare. I-a rămas privind cum l-au luat unul de-o parte, altul de alta, căci n-avea decât o mână, nu avea cum să-i pună cătuși. Vai, ce nedreptăți! După aceea am pornit spre Borbanci cu Lazar. Când am ajuns în vale, înainte de a trece peste deal, ca să ajungem la frați căutați de noi, la fiecare tufă ne plecam și ne rugam cerând Domnului, răspunde Tu, Doamne! La intrare am văzut casa plină de frați din împrejurim. Toți erau pe genunchi și se rugau. Era și fratele păstor Ion Pop din Bărceli. Cu mare frică, strecurându-ne, am intrat în spatele tuturor și m-a plecat să nu fim văzuți. Era o zi de sărbătoare, de altfel, dar nu ne-am trecut. Toți erau cu spatele către ușă. Am scos hârtiuța mea cu cele scrise pe punte și am așternut-o jos în fața mea și am luat-o. O citeam și stăruiam amândoi cu un gând. Doamne, răspunde! Îndată am auzit pe sora Ruzalie strigând cu putere și vorbind în limba noi, apoi prorocind pentru mine, deși ea nu știa de sosirea noastră în casă. Eu cu creionul în mână, că pe atunci nu prea erau pixuri, erau stilouri, dar cine avea bani să cumpere. Am început să scriu cuvânt cu cuvânt, iar Lazar mă corecta unde venea, că greșesc. Fiindcă noi credeam cuvintele prorocii ca pe ale Bibliei să fie spuse întocmai. Prorocia a venit prin intercalarea unor fraze în alte limbi, apoi iarăși în românește, exact așa cum scrie Pavel. Astfel deci, fraților, râvniți după prorocie, fără să împedecați vorbirea în alte limbi, dar toate să se facă în chip cuvincios și cu rânduială. 1 Corinteni 14:39-40. Conținutul prorociei și răspunsul perfect la cerere. Da, tânărule, da, te-am iertat. Acesta era răspunsul la punctul 1. De aceea am lucrat
lucrez și voi lucra. Era răspunsul la punctul numărul 2 cu cele 3 aliniate ale lui. Tu întinde-ți mâna și cuprinde floarea care stă în față și despre care mulți zic că nu-i deschisă încă. În vremea viitorului, petalele ei se vor deschide și mirosul parfumului ei va fi simțit de la mari distanțe. Da, amin, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Aceasta a fost punctul al treilea cu frământările și cererea mea. Vă închipuiți bucuria mea când am văzut pe Domnul care a ținut așa de mult la mine încât mi-a răspuns la cerere după pretenția mea. Vă sfătuiesc, cereți de la Domnul lucruri mari și veți vedea lucruri mari. Atunci am trimis la frați, după cum era înțelesul, lucrarea scrisă, crezând că se vor liniști și că vor crede. Dar n-a fost așa. S-a făcut multă vorbă în jurul hotărârii mele de a mă căsători cu sora Maria Zăbura. De la Cluj, eu nu m-am întors acasă, cum eram obișnuit cu misiunile și cu dorul de a merge, ci l-am luat și pe Lazar, frate, cu mine și am mers în părțile deajului, apoi prin bisericile din jurul Betleamului, la piatra, toți oamenii mă salutau. N-am cunoscut fenomenul, dar găzduind la familia Gavrilaș Gavrilă și Nazarica, am aflat că oamenii mă confundă cu piciorul unui doctor de la ei, care era plecat de câțiva ani și acum ei credeau că a venit tânărul acela să-și viziteze satul. Seara am avut adunare. Frații au fost foarte bucuroși de harul primit de la Domnul prin cei doi tineri, Lazar și Vasile, și au cerut să mai stăm încă o seară la ei. Eclipsa de soare. În ziua următoare, cum a trecut puțin amiaza, a început eclipsa de soare. Nu mai văzuserăm nici când așa un fenomen ciudat. Privind în zare, părea că ai ceață pe ochi. Aerul tremura ca și când privești peste căldura ce ar ieși dintr-un cuptor. Câinii hăuiau, caii nechezau, vacile mușau, păsările de prin curțile oamenilor cârâiau ciudat, unii din cocoș cântau, ca la lepădarea lui Petru de Domnul Iisus Hristos. Ce să vă spun, cât eram noi de ficiori, de aproape 23 de ani, dar la amândoi nu ne-a mai fost drag să ne plimbăm pe stradă. Nu mai aveai siguranță. Am mers în curte și împreună cu familia Gavrilaș am privit soarele și fenomenul până ce s-a luminat iarăși. Atunci a trecut toată groaza. Împăratul spaimelor și-a retras trupele și toată firea și toată vietatea și-a revenit la normal. Maria nu știa nimic din toate acestea. Înainte de plecarea mea în misiune, știind visul, am mers la biserica din Sebeșel, unde am și dormit noaptea, dar a doua zi, din cauza unei mare ghețuș polei, autobuzele n-au circulat și Maria n-a putut merge la fabrică, rămânând acasă. Am mers împreună la familia frate. Pe drum, ea se sprijinea de garduri ca să nu cadă. Era atât de alunecos că nu puteai să ții piciorul într-un loc. Ajutându-mă de situație,
Eu am lăsat ceva nădejde în câteva cuvinte scurte. Sprijinește-te de mine, că în viață se poate că tot de mine va trebui să te sprijin. La aceste vorbe i-a roșit în obraj, dar niciunul din noi nu a mai continuat cu nicio vorbă. După eclipsa de soare am cumpărat o vedere cu Dunărea la Cazan, de la prăvălia din satul Piatra. Pe vedere am scris sugestiv, chiar dacă acești doi munți nu se pot întâlni, noi ne vom întâlni și ne vom mai uni împreună. Această scrisoare i-a întărit nădejdea pentru a doua oară, că eu vorbesc scurt, cu înțeles, dar fac ce zic. Emoțiile ei erau cât se poate de mari. Însă nu putea spune nimic la nimeni, pentru că nu era nici un fel de înțelegere între noi, decât cele două fraze. Și acestea erau ca semnele de circulație pe drum. Împreună cu Lazar am mers la satul meu natal, la Fodora, și prin satele din împrejurii, ajungând și la vadul de jurul, la una din surorile mele. Apoi am mers la bogata de sus a dejurii, unde am vizitat pe fratele meu și binecuvântata lui familie. Cred că a trecut o lună și ceva de la plecarea misiunii, așa că i-am zis lui Lazar să mergem acasă. Sosând, eu am rămas pentru adunarea din Petrești, iar Lazar s-a dus la Săbeșel la biserică. Era duminică dimineața. După masă, l-am luat pe fratele Dea Ghiță și am mers cu bicicletele la Săbeșel pe sub piatră de la Buha și am intrat în sat. Am mers la casa cu vița de vie, unde în vis îmi resămase în bicicleta. Acum am deschis în realitate portița și am intrat în casă la discuții. Văzând că vorbele noastre se întind, sora Genoveva, mama Mariei, a zis: oameni buni, să ne îmbrăcăm de adunare, că trece timpul. Atunci eu am zis: nu, astăzi avem altceva de îndeplinit. Și-am ieșit afară, plecând la Sărciori, după prespiterul Dumitru Bădilă. Pe drum, la întoarcere, i-am istorisit toată povestea și lui. Și el, care ținea pe cea mai mare sora Marie, pe Elena, a vorbit de bine și cu lacrimi despre cumnată sa. De asemenea, m-a lăudat pentru gândirea mea, spunând că lucrul acesta vine de la Domnul. Cum am intrat iarăși în casă cu Bădilă, ca totdeauna și după datina cea bună, am îngenuncat cu toții și ne-am rugat. Apoi am așteptat ca cei doi, aduși special pentru a pune lucrurile la cal, în vederea căsătoriei noastre, să vorbească. Dar cum în vremea aceea se făcea colectivul în Sebeșel, în 1961, ei vorbeau numai de colectiv, de carele luate de la oameni, de boi și de vitele luate, cu deasila de oameni lăsați cu ochii în lacrimi, de cei care aproape își pierduseră mințile de durere și, în general, de prăpădul făcut de colectivizare. Versându-mi răbdarea, eu am început să le spun: fraților, eu nu v-am adus aici să faceți colectivul. Vă rog, vorbiți despre interesul zilei și despre ce reprezintă sosirea noastră în casa aceasta. La vorbele mele, fratele Bădilă spuse: frate Hozan, vorbește tu, că tu știi mai bine ce te doare. Încurajat, am început să le spun că am venit cu cei doi frați
care sunt martori, dorind să iau în căsătorie pe sora Maria, că nu-mi trebuie nici casă, nici avere, nici bani, ci nevastă, că vom pleca fără să trebuiască să ne poarte altcineva de grijă în afară de bunul Dumnezeu. Ne vom descurca noi cu ajutorul celui de sus. Am întrebat pe părinții fetei ce părere au de propunerea mea. Bătrânul, tatăl fetei, Zaharia, potignit oarecum, se îndreaptă spre fată. Tu, de ce nu ne-ai spus? Dar ea i-a răspuns, nici eu nu am știut. Atunci el a zis, ce căsătorie vă trebuie? Replică bătrânul, tată, eu am căsătorit pe toți copiii, dar așa ceva încă n-am întâlnit. Nici la mine în familie, nici la alții, se explica el. Măi, Zaharie, interveni mama Genoveva, noi ne-am căsătorit la vremea noastră, acum ei sunt la rând. Nu ce zicem noi contează, ce zic ei și ce răspunde Maria, intervine ea. Maria sta îndoită peste capul patului, lângă deschiderea ușii spre graj. De rușine și emoție, se înclina ca și cum ar fi vrut să se ascundă fața în hainele patului. Apoi a vrut să iasă pe ușa dinspre graj. Am strigat atunci la ea, soră Maria, dacă tu ești pe ușa aceea, eu ies pe unde am intrat și mai mult nu ne întâlnim. Ar fi bine să zici ce crezi tu, ori da, ori nu, ca să știu că fete sunt destule câte țara. Maria a răspuns, dacă aș ști că de la Domnul vine aceasta, nu m-aș împotrivi, dar nu știu. Dacă vrei să știi, eu îți dau un răgaz de 2 săptămâni să întreb pe Domnul, dar dacă vrei să crezi, eu am primit răspunsul clar de la Domnul. I-am arătat răspunsul de la Duhul Sfânt prin sora Rozalie și de asemenea i-am povestit și visul. Atunci a zis, bine, eu nu mai întreb ca să nu-L ispitesc pe Domnul. Rămâne așa. Amin, am zis cu toții și ne-am aplicat pe genunchi. Am mulțumit Domnului, după care ne-am despărțit. Eu cu Maria am rămas încă puțin lângă fântână de vorbă. De bucuria reușitei, aproape fără cuvinte, ne priveam în ochi, ba cu zâmbet, ba cu lac. Nu am plănuit nimic pentru viitor. A doua zi, la ora 3 după masă, am așteptat-o la poarta fabricii de ciorap, unde lucra ea, în Săbeș. Nebănuind că o aștept, a stat liniștită să-și termine treaba. Văzând că întârzie peste o jumătate de oară, m-am decis să merg la portar să-i spun să o cheme la poartă. Tocmai atunci ieșea o soră, pe nume Străcatul Ana. Văzându-mă, m-a întrebat, ce faci aici, frate Hozan? Aștept pe sora Marie, zămora, și nu știu de ce nu vine. Atunci ea a fugit și a anunțat-o. Hai tu, Marie, bată-te norocul, te așteaptă fratele Hozan jos la poartă. Mariei i s-a tăiat răsuflarea, i-au slăbit genunchii, nu putea să se îmbrace și să coboare pe scări, lucra la etajul 3. Când m-a văzut, s-a roșit toată și m-a întrebat, ce e? Ce să fie? Hai să mergem la policlinică să ne ia sânge pentru analiză, să înaintăm cu actele căsătoriei, ce alta să fie? Dar ai noștri, tata și mama, nu știe nimic, spuse eu. Ce să știe? N-am fost aseară la voi și n-ai zis tu, da? Ce vrei să mai știe? Acum ai gata. Mergând spre policlinică, i-am spus, draga mea soră,
tu trebuie să te gândești foarte bine la ceea ce faci acum, fiindcă eu voi fi mereu, mereu chemat la toți vii și la toți morți, dintr-o parte într-alta. Nu întotdeauna se va putea să mergem amândoi. Atunci ce vei face? La care sora Maria a răspuns: Vasile, numai să te știu că umbli în lucrarea Domnului, nu în alte lucruri. Eu voi face tot ce trebuie și tot ce pot face eu. Bine, atunci putem continua. Așa am pus noi lucrurile la cale de la bun început. Cum să fiu eu față de ea, cum să fie ea față de mine, cum să ne îmbrăcăm și cu un cuvânt, toate le-am pus la cale de la început. Eu i-am spus ce-mi place mie, ea mi-a spus ce-i place ei și am asamblat gândurile, făcând din două unul. Aveam amândoi de altfel aceeași gândire. Orice s-ar întâmpla, dacă ar fi să fim lepădați de oameni, dacă ar fi să fim închiși, dacă ar fi să rămânem fără nimic, sau dacă ar fi să trecem prin boli, noi să rămânem lângă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. După o vreme, când eram bine porniți pe calea căsătoriei, au început să bată vijelios vânturile. Aproape cu fiecare cu care ne întâlneam, ne lua la roată în toate chipurile. Cei din prima formație aveau o mare influență. Nu ne păsa de vorbe simple ale oamenilor, dar s-a petrecut ceva ciudat. Au avut vedenii și prorocii prorocii proroceau care de care mai convingător. Mirare era că noi doi înțelegeam perfect ce se spunea, ceilalți înțelegeau altceva. Aveau ochii întunecați și gândurile furate de zvonuri. Așa se făcea că noi doi eram tot mai întăriți, iar ei tot mai dărâmați. Într-una din zile a venit la mine fratele Ghiță de Iac cu o scrisoare în care se spune că dacă eu nu voi desface căsătoria, fiindcă eram de acum căsătorit la starea civilă, după 2 ani nevasta o să moară, iar eu voi fi închis și praful se va alege de căsătoria noastră. Dar dacă eu voi desface căsătoria, atunci voi suferi o pedeapsă de 2 ani și în urmă Domnul mă va ridica pe culmi înalte. Cu acea ocazie i-am schimbat și numele, iar cum îi ziceam Miuța. Am mers și am arătat-o la viitoarea mea soție, întrebându-o: ce părere ai, Miuță? Ea, obosită de atâtea vânturi și vorbe, spune: Vasile, fă ce vrei tu, dar eu ne-am dat cuvântul și nu mă clatin în hotărârea mea. Să știu că trăiesc cu tine o singură zi, apoi pot să mor, dar n-o să fiu vinovată că ne-am călcat cuvântul dat. Înțelegi tu? Fii pe pace, Miuța mea. Eu mă bazez pe cuvântul Domnului, care zice: El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. Psalmul 15:4, ultima frază. Am continuat rosturile noastre și demersurile ce mai trebuiau împlinite în vederea nunții. Ceremonia a avut loc în 13 aprilie în 1961. Am avut o nuntă mare, la care au participat foarte mulți frați. A fost o zi binecuvântată de Domnul, zi ale cărei binecuvântări, ca și amintirea ei, a rămas peste ani. Pronosticul s-a dovedit fals, căci exact la 2 ani am fost binecuvântați cu o fetiță, Daniela. La alți 2 ani și jumătate a venit pe lume fiul nostru, Daniel.
la 4 ani, nevasta mea a născut pe Carmen Zaharia. După 1 an și 3 luni, a venit pe lume Persida. Au mai trecut 3 ani și apoi s-a născut Genoveva. Apoi, după 1 an și 8 luni, a venit rândul să nască băiatul care îmi poartă numele. Noi îi zicem Vasilică, pe când nevasta mea avea 41 de ani, a rămas iar însărcinată. Când a venit vremea să nască, a mers la maternitate și eram nerăbdător să vedem ce o să nască, băiat ori fetiță. Dând telefon, am aflat că a născut 2 băieți, cărora le-am pus numele Ezechiel, David și Amos, Ioan. După nașterea lor, toate femeile satului și ale adunării mă întrebau: ce aveți, mic? Eu le răspundeam: 2 băieți. Ha, cum v-a căzut steaua, ziceau multe dintre ele. Chiar unele din cele ce ziceau că sunt credincioasă, ziceau la fel și ele: nu o să mai aveți zile libere, nici nopți liniștite. Vai de voi, căci cu 2 gemeni este tare greu. Însă noi fiecare îngrijeam câte unul și dormeam cu el fără deranj. Poate la 3 zile după ce a născut nevasta, am mers la o vecină care nu venea niciodată la noi la biserică. Se numea Anuța Todoran. Cum a văzut, m-a întrebat: ce face Mărie? Bine, i-am răspuns. A născut? Da, a născut. Și iartă-mă că te mai întreb, ce aveți? 2 băieți. La uzul veștii că avem 2 băieți gemeni, ea a ridicat mâinile în sus cât a putut și împreunându-le cu un mic pleșcănet de palme, a zis voioasă: preamărit să fie Dumnezeu, vecine, să fii bucuros, că mulți ar vrea să aibă copii și nu au, iar dumneata le-ai 2 deodată, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Am venit acasă plângând de bucurie, văzând că multe inimi sunt cercetate de Dumnezeu sub diferite forme, dar noi judecăm după ce știm noi. Câte femei zis credincioase nu au avut niciun cuvânt bun pe buzele lor, iar femeia aceasta a proslăvit pe Dumnezeu din străfundul inimii ei, pentru faptul că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 2 gemeni în familia noastră. Până la acest moment al nașterii, am avut zile cu multe lipsuri și zile struncinate pe plan material. Dar odată cu binecuvântarea lor, a celor 2, a intrat binecuvântarea în casa noastră, în așa fel că ori în ce loc căutam, găseam bani. În orice buzunar băgam mâna, erau câțiva lei. Nu mai eram nevoit să răscolim toată casa pentru a găsi 10 sau 20 de bani ca să completăm să luăm o pâine sau 1 kilogram de zahăr. În ziua binecuvântării, fratele Ion Gaja de la Crișan Călan m-a întrebat: frate Hozan, vrei să anunț în biserică să facem o colectă pentru 2 gemeni? Că eu știu că e greu cu atâția copii. Aveam de acum 8 copii. Nu. Eu cred că copiii sunt o binecuvântare de la Domnul, așa că eu nu aștept de la frați să facă colectă și nu admit una ca asta. Bine, zise el, și nu s-a făcut nimic. Dar Domnul m-a ajutat și am dat o masă tuturor celor prezenți. După o bucată de vreme, copiii erau încă foarte mici și soacra bolnavă grav. Eu mă luptam cum puteam și căutam să împlinesc nevoile casei și cele din grijire ale nevestei,
ale celor doi gemeni și ale soacrei, căria îi ziceam Muma. Așa îi plăcea ei să-i zicem cu toți în casă. Într-o zi, nevasta mea mi-a zis: Vasile, hai puțin aici. Da, miuță dragă, ce necare? Vasile, știi, eu m-am gândit să căutăm cumva să nu mai avem copii. Tu vezi că eu m-am îmbolnăvit, iar tu te lupți cu tot rostul casei. De acum sunt și eu slăbită de atâtea naștere. Ce ne facem dacă mai rămân iar însărcinată și poate să mor la naștere? Ce te faci tu cu atâta greutate pe capul tău? N-am răspuns nimic. Niciodată nu ne-am gândit să oprim nașterea de copii. Și acum eram puși față în față cu o nouă situație și o nouă gândire. Ce e de făcut? Mă întrebam. Am adus înaintea Domnului cauza noastră, cu post și cu rugăciune. Apoi am mers și am întrebat pe Domnul Dumnezeu, la care bunătatea celui ce este veșnic, bunul desăvârșit, nu ne-a nesocotit rugăciunea și cererea noastră, ci ne-a răspuns cu multă milă, zicând: Bărbatule, tu ai cerut binecuvântare și acum să rămâi în binecuvântare, că de nu numără zile scurte și vei intra dintr-un necaz într-al necaz și vei vedea ce rău este să nu asculți, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Eu mă rugam în continuare și ziceam în mine: dacă la naștere îmi moare nevasta, ce mă fac? Bărbatule, a răbufnit deodată strigarea Duhului Sfânt prin prorocul Nicu. Eu am putere să dau viață și am putere să iau viața și eu o iau când vreau eu, zice Domnul Sfânt. Am plâns și mi-am văzut nimicnicia mea și a gândirii mele. Apoi am povestit și fratelui ce scop a avut vizita mea și ce întrebare am avut înaintea Domnului. După asta m-am întors acasă și am istorisit nevestei mele cuvântul Domnului prin Duhul Sfânt și ea a rămas liniștită. N-a durat multă vreme și a venit la noi în vizită unchiul meu din Baia Mare, Partenie Olaru. Când a intrat, ne-am rugat și a venit un cuvânt de prorocie către miuța mea dragă. Femeie care te trudești cu gândurile tale, eu fac ce vreau, dar dacă te apucă grija viitorului și a zilei de mâine, strigă la mine și eu te voi asculta și voi face așa cum tu ceri. S-a rugat și ea și eu cu ea și n-am mai rămas însărcinat. Lazar și Rozalia Dumitru. Trăiau în Borhanci. Casa lor era situată pe un versant ce sta cu spatele spre orașul Cluj, așa că nu puteai vedea până nu ajungea aproape de ea. Nu puteai vedea nici din vârful dealului. Curtea largă, cu grădină mare, plină de pomuri de fer. Când erau mai tineri, aveau vaci, cai și alte animale și păsări de curte de nu le știa nimeni. Familia Dumitru era o femeie primitoare de oaspeți, cu o casă deschisă pentru oricine și la orice oară de zi sau noapte. Mii de frați își aflau alinul în această binecuvântată familie. Pe când colonelul Sima Ioan era proaspăt întors la Dumnezeu, familia Dumitru, Lazar și Rozalia
a aflat de acest eveniment, cum că un om mare de armată s-a pocăit. În mintea lor, pocăiți erau niște oameni pierduți, oameni la care să nu le deschizi ușa și cu care nu trebuie să stai nici de vorbă. La ei, în colonie, aveau un singur pocăit. Acesta îngrija ciurda de vaci. Ciurdarul le spunea mereu și mereu oamenilor de pocăință. Rosalia era o femeie mândră și aproape totdeauna termina discuția cu ciurdarul, bătându-și joc de el sau calomnizându-l. Odată i-a spus: „Măi, am auzit că domnul colonel Sima s-a pocăit și a pierdut și el mințile, măi. E adevărat?” „Da, este adevărat. Dumnezeu l-a chemat și pe el să vedeți cum știe el să povestească despre Domnul Iisus, nu ca mine.” „Mă, tu poți să-i spui să vină și la noi în casă? Vreau să-l văd. Și vreau să-l aud și eu. Ce zici tu?” „Eu nu promit, dar am să-l rog să vină.” „Bine.” „Măi, să nu cumva să vii cu el așa pe neașteptate. Să-mi spui că vreau să-l omenesc și eu cu ceva. Să nu mă faci de rușine. Și să-mi spui apoi, vii cu el la noi. Ai auzit?” Ciurdarul a fugit seara la Cluj. Era mai înainte de a se aduna frații din Cluj la piața de scânduri. L-a întâlnit pe Sima. I-a spus toată povestea despre acei oameni înstăriți, dar și batjocoritori. Pe acele vremuri, cu greu veneau oamenii la credință. Prin orașe se întâmpla foarte rar. Peste câteva zile era o sărbătoare în care țăranii nu lucrau la câmp, numai pe lângă casă. Sima a hotărât să facă vizita în aceea dată. Fratele de la ciurda satului a venit să adune vitele dimineața la ora 6 și le-a povestit că a vorbit cu domnul colonel, care a promis că vine pe data de... Rosalia pregăti o ciorbă cu carne de pui, sacrificând un pui care era mai frumos din zecele de pui ce umpleau grada, și carne de miel la grătar și băuturi de toate câte avea, ca să arate arta servirii ei. Sima, când a sosit, a spus: „Dragă, dacă vrei să stăm la masă, te rog, luați de pe masă orice băutură alcoolică, apoi ne rugăm pentru mâncare și povestim mâncând. Noi, pocăiții, nu folosim alcool, nici nu ne rugăm pentru el să sporească, așa că vă rog, luați-l de pe masă.” Zis și făcut. Sima s-a rugat cu voce tare și fui inundat de puterea și prezența Duhului Sfânt. Ai casei au rămas foarte mirați. Rosalia avea un foc în inimă și dorul de a avea și de a darurile Duhului Sfânt. S-a așezat la masă. Rosalia i-a pus ciurdarului în blip cu ciorbă numai oase de la pui, iar lui Sima niciun os, numai carne curată. Învârtindu-se pe lângă masă, care unde să se așeze, s-a așezat Sima la blidul cu oase și ciurdarul la cel cu carne. Când s-a întors de la sobă să vadă dacă a pus totul pe masă, musafirii mâncau de-a binelea. A cuprins o rușine și un fel de groază
și gata să cadă jos și plângând i-a cerut iertare. Domnule colonel, iartă-mă, nu așa am vrut eu. Am vrut ca blidul ăsta, vai, îmi pare rău. Nu te năcăji, eu azi am mai mâncat odată carne de pui, dar se poate că fratele meu n-a mâncat în tot an. Că dacă a avut ocazia vreodată, a lăsat să mănânce copiii și el s-a mulțumit cu oasele. Acum și eu sunt bucuros să mănânce el carne și eu sunt mulțumit cu ce am. După alte discuții, Sima a trecut la ale vorbi de Iisus, de răstignirea lui, de pocăință. Așa a stat în jur de 4 ceasuri în casa lui Lazar și a Rozalie. Ziua aceasta a rămas în istoria familiei Dumitru Lazar și Rozalia de neuitat. A început să li se schimbe optica cu privire la pocăință și la pocăință. Ciurdarul de devenise drag și de-abia aștepta să vină dimineața ca să mă vorbească despre Domnul Iisus cu el. N-a durat niciun an și cei doi soți s-au botezat. Au stăruit și au fost pecetuiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, devenind lucrătorii Domnului cu darurile Duhului Sfânt, vorbitori în limbi, stăpânind tâlmăcirea limbilor, prorocia, eliberări de demoni și vindecare de boli. Mai târziu, Lazar a fost ordinat ca păstor local și apoi de sector. Au ajuns o familie primitoare de oaspeți și o casă deschisă pentru oricine și la orice oară, din zi și noapte. Mii de frați își aflau alinii în această binecuvântată familie. Demonizatul de la someșul rece, pe când încă erau tineri în credință și dragostea cea din tâi, îi lega și îi legăna pe braț de har, iar frații îi iubeau cu așa o căldură, încât să simțeau ca ajunși în cer, în multe împrejurări. A venit un frate cu o veste de la someșul rece, o comună de munte, cu o biserică vie și oameni sfinți. Frate Lazar, trebuie să vii până la noi, că un frate din biserică, bărbatului cu tare soră, am nebunit. Cum așa, măi, frate? Nu știu cum, numai că îl ține legat pe pat și face lucruri grozave. Doctorul din sat a zis că nu se mai face bine. S-a fixat o zi și fratele Lazar prinse calul la căruță și a plecat încă cu cineva spre someșul rece. În drumul de mulți kilometri, în vremea aceea, demonul a început să se văicărească și să strige să nu vină Lazar la mine. Oamenii s-au adunat și când era să intre în sat, demonul a făcut urât și a strigat, spunând la oameni de unde se află Lazar cu căruța și că el nu vrea să vină Lazar la el. Lazar a sosit împreună cu alți frați, s-au rugat și fratele a fost eliberat. După eliberare, a doua zi, tot satul s-a uitat plin de bucurie, cum el cu sapa pe umăr a mers la prășit de cucuruz și sănătos la minte.
un alt eveniment, învierea lui Viluca. Într-una din zile, am poposit mai mult în casa fraților din colonia Sopor Cluj, discutând despre lucrările făcute de Domnul. Atunci mi-au povestit cum un băiat al unei frate, de peste deal de ei, din Bolhanci, a fost adus acasă mort în spital de la Cluj. Avea făcut și certificatul de înhumare după lege, cel de la doctorul spitalului, unde a fost îngrijit, precum și cel de la primărie și de la starea civilă. Băiatul a fost așezat în coridorul casei până să pregătească casa și o cameră pentru serviciile de priveghi și înmormântare. În timpul acela cineva a fugit și a dat de veste și familiei Dumitru, Lazar și Rozalia, care au și plecat în grabă la casă cu băiatul mort. Pe când au intrat în coridor, fratele Lazar s-a așezat la capul mortului și a început să plângă și să se roage cu mare stăruință. Îndată cu toți cei prezenți, precum și cei ai casei, s-au proșternut în genunchi și strigând de amarul despărțirii de copilul lor cel drag. În timpul rugăciunii, fratele Lazar a văzut un fascicol de lumină ce cobora din cer prin tavanul coridorului, direct pe capul băiatului. Atunci l-a strigat băiatul pe nume: Viluca, hai scoală-te că a venit Domnul Iisus și El vrea să-ți dea viața iarăși. În acele momente, Viluca a strănutat ca și cum i-ar fi fost frig și a deschis ochii. A fost o pricină de mare bucurie pentru părinți și pentru frați în credință. Astfel, Viluca și-a continuat viața. În aceleași vremuri, a fost o pricină de prigonire pentru frați din partea celor ce erau atunci la conducerea țării. Viluca s-a făcut un băiat voinic și a ajuns să meargă în armată. Acolo și-a făcut datoria să mărturisească soldaților ce a făcut Domnul pentru el și cum l-a înviat din morți. Soldații n-au vrut să creadă. Atunci l-a trimis după certificatul de moarte acasă și părinții l-au trimis. N-au știut să-i facă o copie și să nu trimită originalul. Când l-au văzut, s-a produs o mare vâlvă în unitate și a intervenit ofițerul răspunzător de politică de unitate, politrucul, cum se zicea. I-a cerut certificatul de înmormântare ca să-l vadă și el și să-l analizeze, să vadă dacă nu cumva este un act fals. Dar nu i l-a mai înapoiat nici până în ziua de azi. Plecarea la Sibiu. Era prin anii 1990, îndată după Revoluție. A sosit un frate maghiar la noi, la rugăciune. Noi locuiam pe atunci în Sebeșel, în județul Alba, la casa noastră. După mai multe discuții, cântări și rugăciune, fratele maghiar mi s-a adresat cu cuvintele: Frate Hozan, eu am avut o vedenie că tu trebuie să mergi de aici undeva departe. Cât faci un drum într-o zi bună de vară, nu știu câți kilometri, dar cât mergi pe jos într-o zi bună de vară. Și acolo Domnul vrea să lucrezi tu. Acolo am văzut un strat frumos aranjat, dar o labă mare de cocoș a vrut să strice stratul cel aranjat, însă n-a putut. Șase bărbați ținând în mâini niște făclii aprinsă, ca tu să vezi drumul și să mergi acolo. Și vei merge acolo.
Am stat și am ascultat, neștiind ce plan va avea Dumnezeu. Că eu personal nu m-aș fi dus de la casa mea pentru nimic în lume. Eram foarte indispus pentru o așa afacere. Și totuși a venit timpul când au venit vreo 4 sau 5 cu o mașină să mă ia cu ei la Sibiu. Când am sosit înapoi a doua zi, am povestit familiei că frații vor să mergem acolo și că ei au deja pregătit un loc de rugăciune și ar vrea să deschidem o biserică, dar nu pot singuri. Au nevoie să meargă cineva să-i ajute. Nevasta mea a zis, nu, foarte hotărâtă. Dar la urmă, tot gândindu-ne la vedenia fratelui venit din Budapesta și amintit cum bătrânii noștri mergeau la Sibiu pe jos, se sculau pe la 4 dimineața când se mișa de ziua, vara, și pe la 8-9 seara erau în Sibiu. Un drum cât se poate străbate într-o zi bună de vară, cum a spus maghiarul. Discutând între noi, ne-am învoit și am plecat. Am organizat lucrurile și în 20 mai 1990 a fost deschisă adunarea numărul 2 Sibiu, pe strada Lupeni, la numărul 53. Unii s-au împotrivit, că așa e la orice început. Eu am scris o scrisoare prin care am anunțat pe frații suspuși că după viziunea mea, timpul meu pentru Sibiu va fi scurt și că în 3 ani de zile această adunare va depăși 300 de membri. Toți au râs la această afirmație, numai că după 3 ani adunarea a avut peste 300 de membri. 276 au fost botezați numai din cei veniți din afara adunării. Am organizat un grup de frați care să ne suim pe dealul Gușteliță la 9 seara și să ne rugăm cu mâinile îndreptate spre oraș, plângând ceream de la Domnul să scoată oameni la Sfânta Pocăință. Aceștia se rugau împreună cu mine și am fost ascultați. Foarte mulți veneau călăuziți de Duhul Sfânt, iar alții auzeau zilnic predica din Piața Revoluției, unde zilnic între orele 12 și 15 predicam, îngenuncheau acolo pe piatra aspra caldarâmului Pieță, care este chiar în centrul Sibiului, sute de oameni care se plecau și așteptau ca cineva să-și pună mâinile peste ei. Unii se vindecau de boli și veneau și mărturisau aceasta a doua zi. Acest serviciu era zilnic. După ce se trăgea clopotul la clopotnița Bisericii Catolice, care se întâmplă cu regularitate în fiecare zi la ora 12, acest obicei îl au catolicii pe tot pământul, în amintirea biruinței lui Iohannes de Hunedoara, Ioan de Hunedoara, asupra otomanilor la Belgrad, în Serbia. Hans din Germania tocmai ne-a scris zilele trecute întâmplarea pe care vreau să o redăm așa cum el a trimis-o și cum știm și noi, pentru a nu fi uitată lucrarea și lucrurile Domnului.